Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Dispar de pe ecran, ai dispărut și tu, am revenit. La mulți ani tuturor, suntem în 2023. Este un proverb, ce să vezi, chinezesc, care spune să te ferească Dumnezeu să trăiești vremuri interesante. Uite că am ajuns și în 2003. Bogdan Comaroni de la Ziua News, salutare! Salutare și la mulți ani tuturor! Să sperăm că una mai bun! Băi, nu știu ce să zic. Singura veste bună pe anul ăsta este că în aprilie o să scoată Metallica 72 Seasons nou disc. Am înțeles că da, am ascultat o piesă aia cu, nu știu, ceva cu Ethereum, Aqua Ethereum, nu știu, ceva de genul ăsta. Acum vreo, nu știu, înainte de Crăciun. Înainte de Crăciun. Mișto, adică e un... o revenire la rădăcini așa, da, pe sound-uri moderne, știi? Adică un fel de Kill Em All de la început, așa un... Așa mi s-a părut și mie. Ride the Lightning. Adică ce am făcut când am ascultat, știi? Mi-am adus aminte de epoca aia când cântau și cu Megadeth. Cu Dave Mustaine. Așa, cu Dave Mustaine. Și mă rog, și mă gândeam la asta, zic că să vezi că acum Mustaine o să fie puțin cam agitat, pentru că să seamănă de perioada aia, dar și cam cu ce cântă eu prin Megadeth cu unele piese. Și bine, mă rog, doar din piesa aia ce am văzut. Știi? Și mi-am adus aminte de momentul ăla când Mustaine odată într-un interviu, știi, deci nici acum, după, nu știu, sunt 30 de ani sau cât sunt mai mult, el e tot șucărit așa că a trebuit să plece din Metallica la un moment dat, știi, când au plecat și a spus că o să fac el o trupă mai mare și mai tare decât Metallica. N-a reușit, dar e pe acolo, oricum. O să-ți fac calculul ăsta în bani. Averea lui Mustaine este undeva la 20 de milioane de dolari. Averea lui Kirk Hammett este undeva la vreo 70 de milioane de dolari. Iar Metallica, toți patru adunați, au făcut miliardul. Adică nu știi multe trupe pe planeta asta să-ți făcut miliardul și nu știi mulți care au făcut miliardul și care l-au făcut pe bune. Ăștia pare că l-au făcut pe bune. Da, da, e și faza că, uite, Metallica, deci a fost ca un conglomerat, adică chiar dacă ei la un moment dat a murit Cliff Burton, știi, deci a ieșit, după aia l-a avut pe Jason, acum pe Trujillo, deci a schimbat mereu basistul și, bineînțeles, schimbarea cu Mustaine, cu Hammett. Totuși i-au compus așa, deci a fost un conglomerat, un bloc, știi, care a compus, adică acolo Lars cu James, cu Kirk, cu ăștia, deci au fost o chestie unitară și au mers mereu pe riff-uri, pe tot, pe când încoace la Megadeth, Mustaine a vrut totdeauna discurs de autor, da, să fie el autorul și i-a schimbat, ba pe Broderick, ba pe toți pe acolo, dar el a zis, nene, eu sunt ăsta, ori să te lupți cum adică el ține pariul mai departe, știi că l-a zis că el personal deci va face o trupă mai mare și mai tare ca Metallica, deci în capul lui e în continuare că el, e adevărat că nu-i departe, adică nu e o chestie să zici, domnule, s-a făcut omul chiar de râs, adică a fost asta, știi? Și, dar e greu să te lupți, îți dai seama de unul singur cu o trupă în care tu ești liderul locomotivă și să te lupți cu o trupă care, mă rog, reprezintă așa un conglomerat de idei. Beatles. Da, și mai ales că cum ar fi trupa la care tu ți-o iei etalon, adică vrei de acolo totdeauna să-i depășești pe aia, știi? Eu de pildă am fost la concert aici, la ăsta, când am fost la București, la The Big Four, știi? Am fost și Metallica și Megadeth și Slayer, mă rog, și era evidentă diferență. Adică multă lume a venit special să vadă, știi, pe lângă Anthrax și astea, deci Slayer, să vadă care lupta Metallica cu Megadeth. Asta și... a fost un marketing care i-a mai ținut în picioare și pe prima pagină a diverselor publicații. Păi nu, poveștile au fost extrem de interesante, pentru că asta, dacă vrei, e aceeași chestiune care se întâmpla în România între Sphinx și Phoenix. Deci, eu ca jurnalist, după aia am stat, e adevărat că atunci când erau ei în glorie, eu eram tânăr, eram copil, ascultam și Sphinx și Phoenix, eram în perioada aia de rocker, bine, și acum sunt rocker bătrân, știi? Aia cu... Analog, se spune, ultimul bastion al generației analog.
Sunt ca al Jesse Anderson, stinge total. Too old to rock and roll, but still too young to die, știi? Deci, dar atunci era nebunia asta și după aia ca ziarist am ajuns foarte aproape și al lui Nicu Covaci și mai multora Couple, Dan Andrei Aldea, după aia sunt prieten foarte bun cu Mișu Cernea, cu din echipa, deci cum a fost cu Sfinxul, știi? Și din poveștile lor, eu atunci credeam, știi, că e o bătălie pe bune, adică Phoenix cu Sfinx, că erau... Bine, aici nu se întâmpla chestiunea asta de că toți rockerii din perioada aia când mergeam noi la... erau cartierul general la Cina, la Lido, la astea și erau rockeri. Veneau și cei din trupe consacrate acolo și din Iris, din... când mai venea compactul pe la București, erau din Voltaj, din nu știu ce, deci erau la masă. Cristi Niculescu, de pildă, era toată ziua pe la, pe acolo, pe la Lido, pe terasă. Știi? Și era o gașcă, mai ne lua poliția, că aveam plete, că umblam cu de-astea, aveam o vestă de-asta pe care desenasem eu de la Pink Floyd, știi, The Wall, cu tot pe spate. Am avut și eu cu Maiden, făcută cu sută bunica. Da. Și îți dai seama, te lua poliția, mai trimiteau, mai veneau aia din drumul Taberei, care erau galeria de fotbal, să sară la bătaie. Mă rog, diverse de astea aventuri, dar la vremea aia, știi, deci gașca asta de rocker nu se era împărțită, adică celor care le plăcea Phoenix, le plăcea și Sphinx, după aia din trupele mai vechi, le plăcea și compactul, și semnalemul, și progresiv temeul. Le plăcea și Depeche Mode. Când și toată, dar... Nu, cu Depeche Mode nu. Acum, fii atent, acum ca rocker bătrână spun că Depeche Mode făcea artă, nene, adică făcea muzică față de ce se ascultea. La vremea aceea era clar, adică era că Depeche Mode, adică era ceva, spre disco, deci era ceva, adică nu aveai loc la masă de rocker cu Depeche Mode. Acum, da. Ne găseam motive de la testosteron să ne certăm cel puțin din orice, uite. Da, și, dar chestia a fost că, asta vreau să spun, după aia ca jurnalist am ajuns prin preajma lor și să știi că era întreținut de ei chestiunea asta cu, că era o mare rivalitate de fapt între Phoenix și cu Sphinx. Și că ei erau acolo, dar ei în culise, să știi că stăteau împreună, au avut și câteva concerte la care trebuiau să cânte, că erau și atunci fiind amândouă trupele foarte mari, dădeau cu banul, știi, care să intre prima, a doua, și pe aia se făceau comentarii și speculații și întreținute în presă de George Stanca, Dumnezeu să ierte, că era un ziarist care scria despre rock, după aia erau în partea altă, a mai scris și Andrei Partoș și toată lumea. Săptămâna era un... Da, și acolo și... erau întreținute voit, tocmai pentru ca să mențină această chestiune. De ce? Pentru că și ziariștii la vremea aia, să știi că considerau rock-ul ca o mișcare de protest, cum o consideram toți, și atunci erau două chestii, să faci rock, să ții cu rock, să scrii despre rock, să ții cu Rapidul, știi? Asta era, să ții cu Rapidul sau cu echipe de fotbal anticomuniste, cum ar fi, adică să nu ții cu Dinamo, cu Steaua, cu Scornicești, cu astea și să asculți muzică rock. De-aia spun că Depeche Mode, ca și Modern Talking, cu alea cum erau asimilate, era la modul ăla ca o fel de muzică a ăstora, care erau mai cu nomenclaturiștii, cu ăștia care erau de băieți de bani, de nomenclaturiști, de bani gata, de nu știu ce, care aveau acces la discurile de afară de astea, de ultimul tip. Și de-aia, tu poți să ai dreptate, adică să fie într-adevăr. Și nu mă îndoiesc că e o mare parte de adevăr în asta, că a fost întreținută o rivalitate media între Metallica și Megadeth, mai ales că există zeci, sute de povești, știi, care au fost luate. Măi, mai e o treabă, ca să ajungi și într-o trupă și în alta, hai să vorbim de Metallica și Megadeth, ca să ajungi la tipul ăla de performanță, trebuie să ai totuși un mindset de sunt eu cel mai bun, știi? Și uite, pot să o dau așa. E un mindset acolo, e important. Da. Acum vezi că și Metallica vine către o chestie, adică vine cu accent pe fanii. Deci din ce am observat eu, că ca să-ți încheia și oare ce cred eu despre cum o să fie partea asta cu discul Metallica. Știi că am așteptat foarte mult ce a fost ăla, St. Anger, nu? A fost la vreo 10 ani, parcă. De s-a oprit, au făcut turnee, nu știu cum. Și a fost treaba cu St. Anger. Și acum nu știu cât e distanță între... ultimul ăla, care era ăsta ceva? Cel puțin vreo 6 ani, parcă. Nu, cred că mai mult.
Mă rog, așa. Uite că am și scapă, cum se cheamă la ultimul ceva, cu magnetic, nu știu cum. Death magnetic. Așa. Cred că sunt vreo 7-8 ani totuși. Dar mă rog, nu asta e important. Dar ce văd acolo, văd și, adică cred că s-a făcut ca un fel de... Bine, Metallica nu poți să zici că nu are publică, nu are audiență, în orice oraș s-ar duce oriunde pe planetă, deci îți umple stadionul, sala, deci fără nicio problemă. Știi, dar cred că ei fac prin albumul ăsta, cel puțin din ce văd eu din piesa aia, și am mai auzit încă una așa, prin acea revenire la bază, la origină, dar în soundul modern, nu știu, cred că ei vor să-și încheie, parcă și încheie un ciclu, știi? Deci e chestia ca moromeții, știi? Deci termin tot în asta, nu știu, poate și o chestie de studiu, de piață, de marketing. Adică eu ce cred este că nu mai simt că vine o generație nouă. Adică a avut 10 de ani în care veneau noi generații și redescopereau muzica Metallica, chiar dacă la început treceau prin alea mai comercială, știi, mai spre Black Album, știi, Nothing Else Matters, deci știa toată Așa au lumea. făcut miliardul cu Nothing Else Matters. Da, așa e, I-am iertat. Hai. Dar dar știi cum e? Era chestia e băiețeala că aia când încep să cânți pentru gagici. Ok. da, toți au trecut prin asta, și Judas Priest a făcut aia Turbo Lover și toate alea de Nu știu, era. Slayer n-a trecut, uite. Da, și chestia e că ce cred eu și e nasol asta, știi că și e simplu, că nu numai că simt că au făcut și studii de piață, cred că nu simt că nu mai vine o generație, adică generațiile alea care vin din urmă și care mereu au venit și au preluat și au luat trupele și intrau de la ăia, dar am fost noi primii, știi, că noi am fost primile generații al Metallica, aia de umblam pe stradă și pe vremea cu tricourile negre cu Metallica, erau cu astea. Și cred că așa și vezi, uite, din ce în ce mai puține tricouri negre cu Metallica. Deci asta nu trebuie să faci studii de piață și de marketing. E, și eu văd că, cred că ei, văd că nu mai vine din spate, nu mai vine echipa, adică, nu știu, muzica nouă pentru noi tineri, noua generație asta digitalizată, cred că trece și spre altă muzică digitalizată și să-ți fac eu o trecere. Așa, și cred că Metallica se adresează acum, are o chestie de melancolie, de așa se adresează primilor fani prin chestia asta, sau poate să facă și un nou reînceput, să creadă că poate apar noi generații dacă se întorc la origini după ce au trecut prin tot, de la trash-ul ăla de început, ajung la muzica super elaborată, la muzică foarte dură, au dat-o puțin spre death, bine, nu prin Lux grohăială, prin Eterna orice. se numește piesa, că mi-am amintit acum. A, Asta. Lux Eterna, așa. Știi asta, dacă vrei, vezi că de-aia și seamănă, că era Ride the Lightning, Lux e lumină, știi? Și Ride the Lightning, care a fost la început, adică călărești lumina, cum ar fi, deci o chestie de lumină, poate de aici, știi, Lux Eterna, deci o chestie... Dar mă rog, deci ca să strec spre zona asta, chiar am fost zilele trecute, am văzut o treabă că... cu inteligența asta artificială care compune muzică, știi? Și acum, probabil că și tu A, ai trebuie văzut. să-ți trimit link. Am tot prezentat aici la podcast. Este un canal pe YouTube care generează heavy metal. A, nu am știut. De câteva luni de zile a ajuns pe la piesa 30.000 și nu știu cât, mai mult, a ajuns la finesul în care are armonii. Să-mi Și trimiți. sună ceva meșuga așa, e un meșuga continuu. Știi, foarte Să-mi trimiți interesant. că Trimite, trimite. sunt curios. Dar ce am văzut, deci a fost o chestie, probabil că ești la curent, că toată lumea văd că e nou trend ăsta și m-am studiat și eu cu ăsta cu chat GPT-ul. Cum? Ești chat GPT. Ah, da, să vorbești cu AI-ul, am văzut. Da. Păi asta ziceam acum, că deci trendul ăsta și noua generație fascinată. Și mă rog, acum sunt foarte multe chestii pro și contra deocamdată ce am văzut eu, dar revin la asta cu inteligența artificială. Dar am văzut foarte Am multe și întrebat experimente. dacă următorul Metallica ca învergură va veni din zona AI-ului. Da, probabil, probabil. Ba Păi da. deja pașii sunt foarte, mai sunt foarte puțini pași de Poți făcut. să scrii și lucrări de diplomă. Pentru că, Să-ți genereze lucrări de diplomă mai nou. Adică da, asta cu păi nu plagiatul nu o să mai că... țină. Au zis că mai e foarte puțin până când o să genereze primul roman. Deci o să fie un roman în care scris practic în 24 de ore. Deci novela deja s-a scris, deci novelă.
în care autorul i-a cerut că să fie, de pildă, o poveste de dragoste, n-aia să fie ceva care un melanj între o Romeo și Julieta, să meargă cu chestie cu să treacă și prin Otello, să puțin Desdemona, să ajungă la diverse de astea și puțin cu Robin Hood. Adică îți dai seama cum a fost că i s-au cerut chestii basic, deci dintr-o literatură așa care e accesibilă. Nu știu acum nouă generație cât literatură de genul ăsta mai citește, dar era ceva mai basic. Și a scris o novelă de destul de, mă rog, ca, aproximativ, dacă o traduci, că uite, să nu iau un număr de semne, să zic, să înțeleagă lumea, vreo 26-30 de pagini a 4. Deci că e ceva, adică a scris ceva la ea și cu retușuri de genul în care a început să genereze textul, să genereze culmea. Evident că acolo e o chestie de learning și mai ales o chestie de plagiat foarte subtil, pentru că ChatGPT-ul ăsta are la bază milioane, miliarde de texte, de povestiri, de toate chestiile de genul ăsta și prin niște algoritmi de learning și mai ales prin faptul că face utilizator autentificat, înregistrat și cu ajungi la un moment dat că tot cerându-i diverse chestii, te învață și pe tine cam ce gen și ce te aștepți și ce ai vrea și ce să fie mai departe. Adică ajunge, cred că pericolul e că poate să ajungă asistent personal să... Dar revenim la asta. Deci a scris prima novelă și, mă rog, deci ăsta autorul, în ghilimele, adică ăla care cerea ce să scrie, deci citea secțiuni, după aia spunea că nu, aici mai trebuie schimbat, că nu știu cum și intervenea. E limpede că nu era o gândire a inteligenței artificiale și pentru că nu ajungem la ce spun eu acum talent. Știi? E un început. Da, dar chestia așa că la un dat te poți să te întrebi, adică poate să ajungă inteligența artificială prin algoritmi și learning să substituie talentul, știi? Pentru că discuția știu, pentru, știi aia, cred că Enescu, dacă nu mă înșel, a zis că treaba asta ca să fii geniu muzical, nu știu cum este... Mi se pare că 10% a zis că e talent și 90% muncă, sau mă rog, să zicem 20%, dar cam asta e ideea, adică că talentul în prima fază este extraordinar de important, pentru că te duce, te canalizează, îți dă de aia, îți dă scânteia, îți dă partea aia din tine a talentului, dar talentul, dacă nu te duci și muncești, îl irosești, ca diversul la talentul irosit, adică la modul ăla de zice românul, bine bă, și la ce a folosit, adică... Asta e, să știi că e o chestie care poate să intre și în zona asta misticoidă, e un tip de relație cu muzele pe care, hai să zicem, noi putem să-l avem din când în când și cum accesăm muzele alea. N-ai cum să le accesezi decât printr-o disciplină care presupune foarte multă muncă. Bine, asta... sau dacă te apuci și fumezi, mai accesezi de muze. Stimulezi, da. Mai accesezi o muză, mai bei ceva. Rock and roll-ul e plin de... Deci eu... Adică eu nu mă ascund acum pe degete, că și eu am avut texte la viața mea de jurnalist care mi-au ieșit unele extraordinar de bine când eram, când beam vodcă cu cafea și fumam și scriam tone și eram astea și ne întrebam la ziar mereu, la începuturile noastre, ziceam, mă, cum iese dracu, iese ziarul ăsta mâine, că suntem aici din redacție, jumate suntem beți și suntem la faza asta. Și a naibii ziar ieșea, mă, ieșea de fiecare dată, ieșea bine, nu... Era nicio problemă. Măi, asta știi? E boală profesională la ziariști. Boala profesională, acum nu știu cum mai e, dar era ulcerul. Da. Și de asta spun, adică întrebarea cheie este că bă, dacă 10%, 20% știe talentul și restul e munca, e munca poate să o facă inteligența artificială, chiar o face mult mai bine ca omul și o face foarte repede și din diverse surse, știi? Problema este dacă, și acum întrebarea capitală este dacă... Până să ajungă la conștiință, ce ziceau aia la Google, eu am mare îndoiel că computerul de la Google avea probleme de awareness, de conștiință, și dacă nu era așa acolo chestie de interes, mă rog, știi la ce mă refer, că acum câteva luni în urmă, mă rog, ăla a zis că a avut o discuție cu de chat, cu inteligența artificială de la Google și care, mă rog, ar fi fost într-o stare conștientă. Așa, da. Partea cu talentul sau asta, de care, pe la urmă, dacă vrei, e ca o scânteie divină, adică ai o chestie care o ai, îți vine de undeva. Dacă poate fi învățată, dacă poate... Dacă poate aiu să suplinească, nu știu, relația cu muzele.
de pildă. Da, pentru că fii atent, AI-ul poate foarte mult să emuleze, știi? Tocmai asta e rolul unui AI foarte bun sau ce era până acum simulatoarele sau tot o chestie de că, uite, de pildă și întrebările astea cu că s-au studiat vaccinurile și coronavirus și cu mRNA-ul, toată lumea știe, crede că s-a dus cineva acolo și vedea la microscop cât e virusul ăla și că scotea de acolo și că punea gena cu tare și cum știe. Și ca să înțeleagă lumea, deci acolo virusul ăsta e atât de mic încât el, din punct de vedere analog, că tot ai vorbit tu de o chestie de analogie, deci analog el nu se poate vedea, adică să zici, bă, l-am văzut, adică el de acolo mi-a amplificat atât de mare chestia optică, zoom optic, încât l-am văzut analogic. Nu, deci toate microscopele alea super electronice, cum știu ce, deci dacă, ca să înțeleagă lumea cam ce fac ele, știi, sunt ca la faza când, ca la telefonul mobil, ca la nu știu ce, când zici, sau la aparatul ăla foto, performanță, ce, ca ai zoom optic de 10 ori, adică într-adevăr îți apropie de 10 ori analogic, după care te duce până la 400 de ori care e o chestie digitală și el acolo tot emulează spațiile între pixeli, îi face și îți aduce. E, practic, față de realitate, să înțeleagă lumea, când te duci într-o imagine digitală, pierzi 10%, 7%, adică sunt chestii pe care ție ți le emulează, care nu mai sunt în realitate. Adică sunt între pixelele aia, când tot îi împarte și face și presupune, funcție de proximități ce să le facă, nu mai sunt reale. Așa se întâmplă și la chestia aia când au studiat, știi? Deci ei făceau nu știu ce și acel virus care apărea, coronavirus, era realizat în baza unui model matematic care vedea în baza unei pseudo-analogii creată printr-o chestie în care, tocmai de asta sunt microscopele astea electronice atât de scumpe, adică ajung și la un milion, dar un milion ce încerci tu să spui este că faptul ăsta îți permite de fapt foarte multe erori până una alta. Da, îți permite foarte multe erori. De ce? Pentru că după ce tu presupui că îl vezi, că zici că îl vezi, deși el acolo este făcut electronic și are din start 6, 7, 10% erori în el, după aia mai apare că fiecare component alea sunt niște proteine mai mici și mai mici, îți dai seama. Deci, iar ăștia când îți spuneau acolo că apăreau la televizor, zice, domne, am făcut o mutație, am schimbat proteina aia, am pus-o pe aia, am scos-o pe aia, nu știu ce, lumea chiar și închipuia că acolo era cineva ca o chestie de disecție, știi, și scotea o proteină din aia, tăia o bucată din aia, spike-o, înlocuia cu alta ca să fie nu știu cum, și mai ales închipuiesc ce ar însemna la asta să... După ce faci una, să presupun că poți să faci una, e o operație de aia, cum este ca în sala de operație, nu știu ce, după care trebuie să faci asta în miliarde de ori, pentru că într-o singură doză de vaccin au 3-4 miliarde de asemenea mutații, știi? Ori cu și fabrici întregi care scoteau doze de astea la secunde. Deci e clar că nu are loc o chestiune de genul ăsta. Mă rog, e foarte, foarte laborios, cred că dacă foarte se stați... tehnică discuția, știu ce zici. Da, apropo de asta... E foarte mult contează în ceea ce privește, hai să zicem, relația noastră sau mai bine zis viitoarea noastră relație cu AI-ul, ce urcăm noi despre noi. Pe mine mă sperie să văd foarte multă lume, e alt trend pe Facebook de pildă, să-ți faci o copie a chipului, să fac o variantă îmbunătățită a ta. A, chestiile alea că... Cum ar fi că te înfrumusețează sau dau telefoanele că... Bănuiesc că îți lucrează că întotdeauna secretul unui chip frumos, de pildă, este dat de simetria distanței între ochi. Simetrie, ten. Și cred că fix la asta lucrează, da. Da, simetrie, ten. Probabil că ți ia de pe fiecare parte a feței cei mai conform standardelor de frumusețe și îți face simetric în partea alaltă, probabil că îți înlătură anumite chestii, nu știu, nu prea am văzut. Am aflat și eu că sunt telefoane care te înfrumusețează și nu știu ce fac acolo și îți dau imaginea aia. Acum, revenind totuși la chestia, nu știu dacă AI-ul poate să emuleze, să scoată, de să ducă printr-un soft foarte, foarte puternic și acest talent să-ți facă, de pildă că revenim la chestia de scriitură, știi? Deci, mari scriitori sunt apreciați pentru că au un talent deosebit. Unii au un talent în a descrie, unii au intriga, unii au chestiuni de genul ăsta și de a face... Unii le-au pe toate, nu? Da, sau le-au pe toate. Deci, e o chestie legată de talent, știi? Și la un moment dat se pune problema dacă softul ăsta, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că ChatGPT-ul ăsta e unul dintre astea, aparține unor companii, dar
Este evident că e finanțat de chestiuni mult mai importante, cum a fost și Google-ul și cum nu știu ce. Deci există deja unele pseudo-dovezi, să le zicem, că sunt legate de DARPA. DARPA este un departament care în Statele Unite este pentru apărare, înarmare, astea, deci care au studiat rețelele importante, adică bani foarte mulți pentru chestiuni care sunt legate de chestiuni militare, de război electronic, război informatic. Exact, și asta e marea problemă cu AI-ul, că dacă ajungem să am ajuns de fapt să-l folosim în zona militară, nu știu. Aici vreau să spun două chestiuni importante pe care le-am văzut ieri. Știi? Și prima chestie care e, că pe lângă asta, că ChatGPT-ul ăsta e una dintre ele, chestia că s-a dorit asta să peste tot să apară, să ia amploare și lumea să devină un fel de abonat, să se face acolo autentificare ca în Facebook, ca în Google, ca în altele, pentru că el se va dezvolta, inteligența asta artificială are self-learning și se dezvoltă cu cât are mai mulți utilizatori și supraveghează, îi vede ce își dorește fiecare. Adică cam ce a făcut Google-ul când ne-a vândut pe noi ca marfă, știi, pentru firmele de publicitate și a luat de la tot. De data asta folosește totul ca să se dezvolte și să ia în fiecare cetățean în parte, să știe ce dorințe are, ce nevoi, ce... Chestia cea mai tare este că... Ajungem și aici că am descoperit o chestie interesantă. Continuă, scuză. Chestia cea mai tare este că ajunge să scrie foarte bine codurile. Înțelegi? Deci să-și facă, deci acest self-learning presupune că softul odată implementat nu mai trebuie să vină oameni decât eventual să supravegheze într-o formă sau alta dacă există reglementări, dar softul nu mai scrie în continuare prin ce învață asta, ci codurile care le face și le scrie singură mașina. Deci mașina, să zicem că e cea care stă în spatele în general la chat GPT-ul. Și asta a fost făcută că un super specialist ăsta în coduri, în programare, pe coduri, pe nu știu ce, există pe YouTube, se poate vedea, i-a cerut să programeze coduri din ce în ce mai complicate și chestii pe care se presupunea că doar oamenii le puteau face până acum și le puteau ține oarecum sub control. Și surpriza foarte mare a fost că cu foarte puține erori, care datorau mai multe experiențe umane, adică știa anumite chestii sau anumite tricuri, poftim, de genul ăsta, inteligența artificială a programat chiar în unele cazuri mai bine, sau mai bine s-au căutat shortcut-uri, scurtături, ne mai vorbim de timpul extraordinar de rapid, practic în mini fracțiuni de secundă, în care a programat coduri la care alți oameni sau colective umane s-ar fi gândit săptămâni sau poate luni. Chestia asta este îngrijorătoare pentru că la un moment dat te spune întrebarea dacă e bine să continuăm sau e bine într-un fel să ne oprim acum sau dacă mai poate fi oprită chestiunea asta. Eu cred că e o chestie care nu știu că, adică dacă folosește pinda AI-ul ca să rezolvi problema traficului în București, cred că ar fi o chestie extraordinară. Dar nu pare că mai poate fi oprită. Cred că întrebarea care se pune este, noi suntem cum ar veni Dumnezeul AI-ului pentru că noi l-am creat. Da, vezi că asta... Dar mai mult de atât, într-o zi, adică viteza cu care gândește, de pildă când joci un joc. Când joci un joc nu mai ai nicio șansă să câștigi cu AI-ul pentru că AI-ul nu ia de pildă niciodată nicio pauză. Tu mai ai o pauză. Da, nu mai ai pauză și pericolul e că, fii atent, tu nu mai poți să o reglementezi, adică nu mai ai ce să-i faci. Gândește-te la un moment dat, hai să facem exercițiul ăsta, să spunem că brusc acum, în locul Facebook-ului care are, nu știu, un miliard și ceva în continuare, nu? De utilizatori, cam așa. Probabil, da. Să zicem un miliard, așa. Închipeți că un miliard de pe planetă acum ar fi autentificați, deci ar avea user de-astea de autentificare în acest chat GPT, care într-o primă fază doar de tip text. Să înțeleagă lumea. Adică introduci texte, îți dă răspunsul, îți face chestiuni de genul ăsta. Evident că nu e mare scofală să ajungă imediat ca să introduci ca input vocea, eventual și imaginea și să ai acolo output-ul să-ți vorbească pe cine alegi tu ca acea inteligență artificială, nu știu, să fie o gagică, o femeie, un copil, ce vrei tu să fie, un balaur să-ți vorbească acolo și să ai această relație care, adică asta e o chestie pe care o văd în câteva luni, ani, probabil. Problema care se pune e că existând o reglementare și acum închipuiți că ar fi un miliard de utilizatori despre fiecare în parte
Avem un profil psihologic sau... Da, gândește-te că Facebook-ul de când e? Are mai mult de 10 ani, nu? Deci închipuiesc că în 10 ani ce poate învăța această inteligență artificială de la 1 miliard de utilizatori care au anumite obiceiuri, nu știu ce, care s-ar loga de tip cameră, cum am stat noi acum. Ar sta cu ei în casă, ar sta cu acest ca asistent personal. Poți să faci de câțiva ani buni, poți să faci un profil psihologic al utilizatorului în funcție de postările lui. Păi da, da, închipuiesc cât de mult s-ar cretiniza planeta. Hai să-ți spun ca idee. Deci închipuiesc că generațiile următoare n-ar mai avea nevoie să cite. Deci mai vorbim că nu mai trebuie să mergi la școală nimică. Trebuie inteligența asta artificială, nu mai trebuie să citești nimic, nu mai e nimic de făcut. Pentru că, practic, tu la orice problemă ai, îți dă soluția. Deci te bagă această... Pentru că, la ce mă refer? Deci pe lângă asta că scrie coduri, scrie novele, scrie muzică, asta am vrut să spun, că câteva zile am văzut, a venit cineva și a zis scrie un hit. Să fie un hit așa, să fie în stilul pop, să aibă nu știu ce și să fie nu știu cum și refrenul să fie comercial și chestia. Păi nene, și a ieșit o piesă, nu era genială, adică nu era o chestie, dar pentru câteva minute în care i s-a făcut cerința respectivă, a ieșit o piesă, băi, eu aș fi dat-o la radio. Deci a făcut și versuri și... Era ideea să la un moment dat să iei cele mai bune 10 albume vândute în istoria, hai să zicem, muzicii pop, da? Te bagi în AI și îl pui să-ți scoată, nu una, poate să scoată un album întreg, dar iei cele mai bune 10 sau 100. Da, îți dai seama că în viitor asta să fie ceva absolut banal în care... Deci problema vine că știi unde e pericolul? Că lumea se va lenevi și uite, îți dau un exemplu. Să zicem că vine unul și zice, acum nu există inteligență artificială, nu știu ce, fiecare om trebuie să-și ia propriile decizii, bune, rele, trebuie să le facă. Bă, nene, nu știu, am datorii la bancă, am rate, am aia de făcut, nu știu ce pierd, nu am venituri, trebuie să mă găsesc jobul, să fac aia, 1000 de chestii pe cap, copilul nu știu ce face, e drege, nu știu cum, și tu stai să te gândești, faci totul, ei nu știu ce să iei decizii. E, o să ajungă să întrebe această inteligență artificială și a să-ți dea soluțiile în fracțiuni de secundă, să analizeze toate variantele. Pentru unii ar zice că ok, că uite, egalizează mințile oamenilor, adică bă, ăla era prea deștept și făcea bani și era nu știu cum, ăla era mai tâmpițel și nu știu cum. Așa, dacă toți întrebăm inteligența artificială, avem un instrument care ne egalizează gândirea. Ceea ce e prost după mine. Că dacă este un exemplu pe care tot îl dau de pildă de ceva vreme, de când a apărut în viața noastră GPS-ul. Eu personal folosesc foarte mult GPS-ul, dar mi se pare că mi-a atrofiat simțul orientării. Știi? Și al orientării, dar fii atent și aia, că uite, asta e bună analogia ta, uite, fii atent. Dacă te duci și bagi Waze-ul, știi, și te duci zici, mă duc într-un loc, în București, unde e aglomerat. Păi bă, înainte când nu exista nimic, totuși îți făcea un mic traseu. Adică tu când ziceam, bă, plec de acum, de aici, uite, din nordul Bucureștiului să ajung la tine în sud, băi, la ora asta, pe unde o iau, adică uite cam care e faza, deci mă gândeam, era o chestie, îmi puneam neuronii la încercare acolo. Acum nu mai e nicio chestie, deci m-am dus, am pornit Waze-ul și doar trebuie să mă duc pe unde mă trimite el. Așa cred că o să se întâmple, adică o să vezi că pe lângă egalizarea asta a inteligenței, adică îți folosești... Nu mai ai nicio scuză că ai întârziat la serviciu. Da. O chestie de egalizare, știi, deci apelezi la o sculă exterioară ca să-ți ia niște decizii, niște răspunsuri la problema tot fără să mai îți întrebuințezi creierul. Doi la mână, fii atent, eu leg acum cu a patra revoluție industrială a lui Schwab, unde astea apar, adică la lui Schwab, forumul de la Davos, cu toți aia, mai vorbit în emisiunea ta. Cine n-a văzut-o, rog să se ducă să o vadă, e la tine pe canal, acolo explic mai pe larg și am vorbit noi despre astea împreună. Deci acolo spune clar că la un moment dat inteligența asta artificială care o să vină, deci prin internetul lucrurilor, prin nu știu ce, prin inteligența artificială care o să deservească oamenii, fie când ajunge la concluzia că va supraveghea o populație a unui stat, deci va fi AI de tip stat, deci o inteligență artificială stat, adică toți fiind branșați la asta și având obligativitatea de te branșa, așa se vede în revoluția asta industrială, acestea îi supraveghează și știe la fiecare moment cerințele întregii populații. Adică știe și bolile de care are ăla, ce cerințe, dacă e în foame, nu e în foame, dacă are venitul, dacă expiră mâncarea în frigider, pe că astea sunt legate și de internetul lucrurilor, adică frigiderul conectat la robotul ăla de bucătărie, aspiratorul,
toate alea care sunt conectate la rece. Apometrele care trimit deja... Tot, deci cu absolut tot. Deci, practic, o inteligență artificială care nu numai că supraveghează, dar știe absolut tot despre toată populația acelei țări. Și în ideea asta a globalismului și de tip și transumanism și cu ce vrei tu le dezvoltăm, dacă e cazul, apare că nu mai e nevoie de politicieni, adică ce să mai e nevoie de politicieni dacă este o inteligență artificială care nu numai că știe totul despre statul respectiv și fiecare cetățean din statul ăla cu tot, la fiecare secundă, fiecare moment, dar știe și să ia deciziile cele mai bune și cele mai rapide necesare populației acelui stat. Deci, nimic deci îngrijorător, da. Da, adică dacă zici, deci nu mai e nevoie de guvern, asta e poeta. Deci, deci a patra revoluție industrială exclude clasa politică și guvernele și înlocuirea lor cu niște inteligențe artificiale, care să fie într-adevăr reglementate și supravegheate, se spune acolo, de un consiliu uman, care să fie, și, dar care consiliu uman, închipuiți cum ar putea să supravegheze și să coordoneze o guvernul inteligență artificială care se mișcă în milionim de secundă, care are un avans în gândire și în pași și în decizii. Și atunci au venit unii și au zis, păi nu zice să decide asta, adică n-am mai avea nevoie de guvern, dar să existe totuși o latură umană care le pune în aplicare, adică în execuție. Cum ar fi, de pildă, dacă vrem să împrumutăm bani de la Banca Mondială și a decis inteligența artificială că trebuie să luăm, nu știu, pe câți ani sau nu știu ce, că vie totuși cineva care să analizeze 3-4 variante, dacă gradul de datorare, dacă asta mai e necesar sau nu. Deci mă gândeam acum, ei absolut toate datele istorice ale Uniunii Sovietice cu Ucraina, le încarci în inteligență artificială să hotărască ea dacă să mai duc atâtea miliarde sau nu. Nu, nu, dar să curios de rezultat. Să hotărească cine a câștigat războiul. Direct, deci să vadă care trebuie. Da, deci închipuieți cum ar fi asta să trăiești într-o țară. Adică noi, pentru că am simțit libertatea și toate astea, chiar și în comunism noi am simțit libertatea. Eram, adică nu, normal că era nasol, era comunism, era nasol, era totul coordonat comunism, Rusia, de aia spun că nu e regulă, adică nici aia, dar închipuieți ce fel de, nici mai poți să-l descrii, ce comunism, ce comunism sau marxism, știi că ziceau ăștia, ar fi în care o inteligență artificială care ai văzut fabrica de bebeluși? Da, am văzut-o, da. Am văzut. Dar se pune întrebarea, bă, inteligența asta artificială ar mai putea fi coordonată de entități umane? Sau că și atunci ar fi grav, pentru că s-ar pune problema, bă, cine e ăla care poate să ceară, deci să zicem că ajunge această inteligență artificială care e formată piramidal din mai multe inteligențe artificiale de tip stat, ce vorbeam noi mai devreme, adică că România are o ierarhie a ei, da. Așa, și ajunge și la un moment dat ajunge la o inteligență artificială supremă care le coordonează pe toate astea și trec prin toate filtrele planetare. Dacă vrei, n-a o tip de fiară apocaliptică, și atunci se pune întrebarea, e într-adevăr o entitate umană mai capabilă să că ce-ar fi grav să dețină totuși, adică să fie stăpânul bestiei. Am înțeles, cum o dai în deci ăla, pentru că ce-ar fi grav, pentru că atunci acel grup sau entități sau chestii umane ar putea să ceară acestei bestii să execute anumite ordine. Care, dar întrebarea e, mai poate fi oprit, adică sau se va ajunge ca nicio entitate umană și nimic să mai poată să ceară. Și spun acum de ce. Ieri am fost și șocat să aflu, dar îmi spun acum sub rezerva unor chestii că sunt numai informații care apar, e adevărat, din mai multe surse, fragmentate. Unele au apărut pe YouTube, unele sunt în Rumble, despre un incident care a avut loc în Japonia, nu știu dacă ești la curent, cu 4 roboți militari. Care au ucis 29 de cercetători într-un laborator. Și chestia care s-a mușamalizat. Ce s-a întâmplat? Deci, când au început ăștia, recent, deci nu știu dacă e o lună în treaba asta. Deci, eu ieri am aflat și am început să caut din mai multe surse și de-aia spun că încă am rezerva că aceste informații nu sunt finalizate, adică nu am ajuns la o chestie care să spun absolut. Acum spun ce am găsit eu și am pus cap la cap, cine vrea să caute mai multe, să le caute. Deci este chestia că 4 roboți de aia militari pe care i-am văzut, sunt și pe YouTube, aia, știi, de apare un tip care, dacă știi imaginea, care cu un pistol îndreptat spre un robot ăsta care ține un pistol în mână și arată că conform legii întâi a lui, de pe vremea lui
Asimov, că ăla nu trage robotul un om și doar când se dă omul la parte, trage robotul într-o țintă. Uh-huh. Știi, dacă reții un fel de robot de la ca un câine, de la, știi, fără cap, așa, fără nimic, adică nu e de tip umanoid, doar că se poate ridica în două picioare, să zicem, membre, poftim, și cu alea în care are pistol. Și acum toată lumea stă liniștită că zice, nu, nene, că legile astea impuse robotului, adică prima lege aia, că să nu facă nimic, să ucidă împotriva omului sau nu știu cum. A doua este că... Poate fi schimbată cu o singură modificare de cod. Gândește-te că dacă ăsta o inteligență artificială imensă de tip bestie, na, și scrie coduri sau nu știu ce vorba ta poate să schimbe. Dar deocamdată, fii atent, legile astea lumea crede că există. Ele n-au fost luate nicăieri, nu sunt reglementate. Știu, știu. Elon Musk a tot vorbit despre treaba asta, că nu există cadrul legislativ. Astea au apărut în cărți SF și în filme SF. A doua lege care spune că robotul trebuie să se supună omului, să execute orice ordin, dacă nu încalcă prima lege, adică aia, dacă nu-l omoară, nu-l atacă, nu știu cum. Și a treia, mă rog, tot așa legată de astea, de aia, dacă nu încalcă primele două lege. Păi, teoretic, incidentul ăsta din Japonia nu trebuia să se întâmple dacă astea erau în vigoare, da? Pentru că ăla, robotul, dar fii atent, n-a fost unul, o greșeală. Patru roboți. Deci patru roboți au ucis 20. Deci avem deja acest mic precedent. Prim precedent. Da? Dar fii atent, senzațional, unde e? Că ăștia, când au început ea să tragă și au venit și ea de la securitate și cu toate alea, au reușit efectiv în descriere să vezi martorilor care spun acolo, se găsesc pe Rumble, pe nu știu cum de astea, și sunt mai multe surse și mai mulți oameni filmați. Deci nu e unul care se aud peste tot și bate câmpii, adică nu e ca la faza aia cu awareness-ului de la Google, știi? Bă, și descrie o chestie că la un moment dat s-au dus ăștia efectiv cu niște chestii la lovit și au smuls, au reușit să smulgă de astea din firele lor, din cablaje. Mai e o poveste de prin 2008 cu două computere de la Google care au început să vorbească. Stai o secundă, că îmi zici tu că e tare. Dar să vezi faza. Deci la doi au reușit să smulgă astea, deci în al treilea au tras, l-au pus la pământ și al patrulea care, în timp ce se duceau să spre al patrulea, să-l scoată pe ăla din us, primul, unul dintre aia, doi la care le smulseseră cablajele și toate alea, fii atent ce a făcut. A reușit să se lege la satelit, să obțină din chestie de inteligență artificială toate codurile și datele de reasamblare și s-a reasamblat și a mai ucis doi de aia, mă. Deci chestia, fii atent, care pare acum că e o poveste de asta, adică e aproape SF, de zici, băi, într-un da, scenariu de film. Da, zici, bă, l-am văzut într-un film cu Schwarzenegger pe asta sau nu știu ce. Și o prima dată când am văzut asta dintr-o singură sursă, care era pe YouTube. Avem nevoie de o Sarah Connor acum. Am zis, bă, zic că, bă, asta e vrăjeală, nu are cum, adică nu se poate așa ceva. Știi? Și după aceea zic, ia-mă totuși să văd. Și m-am dus, am văzut pe aia. Am văzut alții care povesteau din alte surse, pentru că acolo în laboratorul ăsta, adică în zona de cercetare din Japonia, erau sute de persoane, mii la un moment dat, care aveau. E adevărat că astea era o zonă retrasă militară de cercetare în domeniul militar, adică nu era chiar așa, să zici că, dar... Dintre martori, dintre noi, au avut acces și au spus povestea. Poveste care se regăsește cu mici erori, dacă vrei, discrepanțe, anumite chestii, se regăsește. Da, trebuie să văd asta. E super da, realist. O să-ți trimit eu link-ul după emisiune să vezi. Poate, dacă vrei să vadă lumea, poate îl pui și la descriere. Păi, da, ar fi o idee să punem la descriere. Așa? Eu să-ți dau unul dintre ele la pe care am zis, după cine vrea să-l cerceteze, găsește, dă căutări pe Google și sună. Mai era o poveste până 2008, parcă, cu două computere de la Google care au început să vorbească între ele. Au încercat să descifreze ce își trimiteau, practic își trimiteau niște mesaje care n-aveau nicio noimă. Da, dar faptul că au început să comunice deja. Nu, senzațional era, mi-aduc aminte, știi, fii atent, senzațional era că într-adevăr mesajele păreau că nu au noimă și erau unele când erau banale, adică erau de alea, ca să înțeleagă lumea, erau mesaje care nu spuneau nimic, adică cum ar zice, legau cuvinte aiurea, soare, lumină, pajiște, nu știu ce cu alte chestii. Dar fii atent, faza a fost că găsiseră prin alea, deci elementele prin care cele două computere căutau practic să-și creeze un limbaj propriu. Asta a fost senzațional. Adică au avut elemente primordiale prin care căutau printr-o chestie de self-learning să creeze un fel de calcul de atunci, da. Să se înțeleagă. Știi? Aici a fost partea senzațională a cazului. Dar uite, chestia asta mi se pare. Și atunci vin și te întreb, păi bă, dacă asta s-a întâmplat,
Înțelegi? Și toată chestia asta, să zicem, nu mai poate fi oprită, da? Că ne puneam întrebarea, bă, mai poate fi oprită, nu poate fi oprită. Poate mașinăria asta ajunge să emuleze talentul, să emuleze, poate emuleze și conștiința, înțelegi? Poate, deci nu ajunge la o conștiință de tip uman, nu știu, poate ajunge prin o chestie de gândire, prin algoritm și prin astea, nu avem de unde să știm cât de mare poate fi creația și programarea unei asemenea. Gândește-te că e o chestie, o imensitate, adică la ce poate să meargă inteligența asta artificială care funcționează și prin computerele noastre, adică prin faptul că, uite, noi acum ne uităm unul la altul și vorbim, dar în timpul ăsta, din astea că suntem legați de pe internet, această inteligență artificială filtrează date și informații. Poate ia informații. Apropo de asta, hai să-ți spun o chestie pe care am descoperit-o zilele trecute, care, cum să spun, ține de oameni care își urcă date despre ei în online, care pot fi folosite. Este, dacă mă întrebi, un tip de companie care funcționează în tocmai ca Uber, da? Nu trăiesc din abonamente, cât trăiesc din vânzarea de date. Este o aplicație de matrimoniale care se numește OkCupid, și care, în afară de faptul că poți să-ți faci un profil acolo, are o grămadă de întrebări din foarte multe domenii de activitate pe care tu, utilizator, le completezi. Iar întrebările alea, în momentul în care ai un match, să zicem, cu un partener, parteneră, vezi unde vă potriviți la răspunsuri și unde nu vă potriviți. Și în afară, că aici vine interesantul lucrurilor, în afară de întrebările astea banale, de pildă, cum te simți după o zi în care n-ai făcut nimic? Te simți prost? Te simți bine? Mai e și varianta de răspuns, cum ai prefera să-ți răspundă partenerul. Ești pro-LGTB? Nu ești pro-LGTB? Dar vin întrebările foarte serioase. Am reținut patru care mi s-au părut extraordinare și aceste patru întrebări, e foarte interesant, se referă la femeile din România. Da? M-am uitat pe această aplicație la femeile din România. O întrebare este, sunteți de acord cu un război nuclear? Păi, am primit și răspunsuri de da. Da. Observ tăcerea mea. Da. A doua care mi-a plăcut, asta mi-a plăcut maxim, zice, cum te simți tu ca femeie dacă bărbatul cu care urmează să, hai să zicem, să ai o viitoare relație câștigă mai mult decât tine? Și toate au răspuns thrilled, ceea ce mie mi-a plăcut, pentru că n-are nicio treabă cu ideea de feminism. Deci în spațiul Danubiano-Pontic aici, probabil la capitolul ăsta mai stăm o vreme liniștiți. Mai era o întrebare care ținea de dacă ești de acord ca în țara ta cineva să ardă drapelul, și majoritatea femeilor, nu, toate femeile care au răspuns la această întrebare au răspuns nu, ceea ce e puțin aiurea, pentru că eu știu, există o speță în Statele Unite, da? Cineva a ars drapelul la un moment dat prin anii 70, a fost o treabă de genul ăsta, s-au judecat fix pe treaba arderii drapelului, iar speța a spus, judecătorul a spus, a invocat primul amendament, dreptul la liberă exprimare, oamenii aveau o nemulțumire, de asta au procedat așa, motiv pentru care nu pățești nimic dacă arzi drapelul. Și ultima, care mi s-a părut absolut magnifică, toate femeile care au răspuns la întrebarea ești de acord ca binele tău personal, nu, ca binele comunității să fie mai presus de binele tău personal, toate au răspuns da. Da, asta e formă de comunism. Pe de altă parte, la nivel uman, am dat-o și pe, uite-mă, că femeia româncă, știi, mai ia bărbatul de la cârciumă. Da, da, femeile în general știau, au, din punctul ăsta, știi că s-a mai făcut odată un studiu de asta, că femeile sunt mult mai aproape de partea asta cu societatea, cu nu știu ce, cu asta, de un comportament de tip stup, știi? Adică se presupune că e când femeile își cresc copiii, cresc pentru societate, adică ăsta ar fi rolul pe care l-au ei instinctiv, știi, băgat, adică și atunci totdeauna femeile au o mult mai mare propensiune către stup, adică către ocrotirea imediat după copil a societății.
Știi, față de bărbat. Bărbatul are, cum ar veni, teritoriu, pământul, adică bărbatul pleacă la război să-și apere teritoriu, știi? Și avuția și toate alea. Bărbatul nu pleacă la război, deși poate declarativ așa zice, dar bărbatul nu pleacă la război să protejeze societatea și numărul persoanelor din societate, știi? Adică el nu se duce și zice, mă lupt pentru că dacă noi plecăm la război cu armată, vor muri mult mai puțin civili. Mă lupt pentru familia mea, da. Sau lupt pentru nu știu ce. El se duce să apere un teritoriu pe care l-a câștigat și el din generație în generație instinctiv are că trebuie să apere acel teritoriu care este moștenit. Știi? Femeile dimpotrivă, femeile apără societatea. Adică femeile, fii atent, cedează teritorii dacă e în interesul societății. Adică dacă societatea supraviețuiește, și asta implicit copiilor, societatea, tot ce înseamnă, cedează teritorii și se restrânge. Păi ce să zic, Bogdane, aici îmi pare că femeile sunt mai predispuse la comunism. Sunt mai predispuse la comunism din punctul ăsta de vedere, cum de pildă la chestia că tot ziceai tu cu România, cum ar fi cu România față de alții. Știi, mă gândeam și la chestia asta și la ce discutam noi înainte cu guvernul ăla, știi, de tip AI. Dacă pentru România n-ar fi un avantaj față de tâmpiții ăștia de neconduc, dacă un guvern de tip AI oricum e mult mai inteligent, îți dai seama decât ăștia, Ciucă, Ciolacu, toți ăștia la un loc, știi? Acum s-ar putea ști că totdeauna era alea, cum le pui în balanță, știi? Beneficii Auzi, contra. crezi că dacă vom avea AI o să incorporeze și gongul? Așa, fi legat. Ci că nu e invenția lui Iohannis gongul, e invenția lui Predoiu. Da? Da, așa am înțeles. Nu, pardon, a lui Gabriel Oprea. Predoiu a povestit la un moment dat că Gabriel Oprea a inventat gongul, ceea ce nu mă miră. Da, nici pe mine. Deci de asta zic, dacă pui întotdeauna, știi, avantaje, dezavantaje, s-ar putea, dar asta ar fi pe termen scurt, știi? Pe termen scurt, inteligența artificială să aducă beneficii poporului nostru față de clasa politică, știi, dacă stai să te gândești. Adică eu n-am văzut nimic la clasa politică până acum că au făcut ceva în beneficiu și în interesul României. Deci mă refer, da, dacă vrei, uite și extrapolezi, clasa politică din ultimii 30 de ani, adică pentru că alea nu poți să le pui că sunt niște reușite ale unei părți din clasa politică că ne-au băgat în NATO sau UE. Acum e discutabil. Știi că acum foarte multă lume, dacă tu ești și pe rețelele socializate, există un curent important care cere ro-exit. Deci, bine, nu e majoritar, dar e un curent de, nu știu, undeva, parcă am văzut într-o statistică, spre 15% care ar Nu vrea sunt un ro-exit. anonimi. Așa? Și există spre 30-35% acum a crescut de când cu războiul la graniță care nu ne-ar vrea NATO. Deci chestia asta acum e discutabilă dacă astea au fost avantaje, sunt beneficii, pentru că e adevărat că nu te puteai dezvolta în afara Uniunii Europene, adică asta trebuie să o spunem. Deci nu puteai să rămâi tu în România o insulă aici și toată Uniunea Europeană și tu acum azi, că am auzit multe păreri de tipul ăsta, știi? M-au întrebat și ce, domnule, dacă rămâneam noi singuri și eram nu știu cum, pe cine dezvoltam că aveam bogățiile, aveam nu știu ce. Și am zis, păi da, dar dacă ești izolat în astea, adică e adevărat că noi în România avem Aveam soarta sustenabilitate. sârbilor, dacă mă întrebi. Da, avem, normal, da, avem sustenabilitate teoretic. Deci avem gaze, avem agricultură, avem toate alea. Adică toată ideea e că dacă te-ar lăsa în pace, tu ai avea cum să supraviețuiești, să trăiești. Adică ai și mare, ai și să faci tu comerț independent și pe toate liniile să. Problema e că nu te lasă nimeni, adică ideea, că asta nu înțelege lumea, ideea globalismului general, a patrulea revoluții industriale, a dezvoltării inteligenței artificiale, a totul se duce către un guvern generalizat, către o unică inteligență artificială, internetul lucrurilor, toate alea la un loc, care nu mai pot fi oprite. Aici e faza. Că multă lume zice, bă, trebuie să luptăm, să mai, adică, și zici, cum să lupți? Ca în film, ca în Terminator, știi? Adică ei au ajuns să lupte ca în Terminator, l-a trimis pe ăla din viitor, ca să-l omoare pe ăla din trecut, ca să nu ajungă, nu știu ce, inteligența artificială și ea să preia niște chestii. Vezi că au Mă fost. gândesc din ce în ce mai mult la filmul ăsta în ultima vreme. Da, deci au fost filme premonitorii, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă la vremea aia păreau aiurea. Deci, la faza asta chiar. Vezi cum e South Park. Da, adică cum să lupți? Uite, să zicem că eu cu tine și ne strângem încă, bă, 10 milioane ne strângem, da? Luptăm. Și cum facem? Scoatem internetul din priză în România, cum facem? Adică ce obținem? Că bun, îi dăm jos pe Ciucă, îi dăm jos pe aia, ieșim din Uniunea Europeană, ieșim din NATO, ieșim de unde vrei tu.
și rămânem ăștia, cât suntem aici în România, cu tot cu asta. Și bun, și acum ce faci? Scoatem și internetul, ne facem... Că vezi că acum, ce vreau să... Că asta vreau să mai discutăm, uite, a venit răspundem momentul... imediat, da zi. A venit momentul că... Nu, dacă zici tu la faza asta de ți-am zis o zi, zic că... Mie îmi place... Ce îmi place mie la România și ce îmi place mie în locul ăsta, mi se pare că totodată că avem un tipologia noastră de a funcționa cumva împotriva valului, care nu este la același ritm cu Europa, și care în tot soiul de situații cheie, în care oricum noi înfierăm chestiile astea ale noastre, cum ar veni, particularitățile astea noastre, dar în situații cheie mi se pare că sunt ca o salvare pentru noi. Da, salvarea, deci, te referi probabil și la... Care mă amuză de câteva zile. Băi, deci avem pe toate TV-urile sau pe TV-urile importante, avem această propagandă, eterna propagandă cu slava Ucraina și așa mai departe, da? Și populația care încasează această propagandă și are propriile opinii și așa mai departe. Versus te trezești că de Sfântul Vasile la Bacău ai avut acel carnaval unde au apărut aia cu rachetele alea rusești cu zeul pe tractoare făcut. Păi, dacă eu sunt de la Pentagon, da, nu pot să fiu îngrijorat că Ciucă nu-și face treaba bine acolo? Ba da, evident că pot să fii. Da? E adevărat că noi am avut, România a avut și rezistența asta care era în trei curente. Știi? Primul era ăla de pe care îl tot auzi că la noi se consideră că România e așa înapoiată și că populația și că e atât de greu să implementeze o măsură progresistă, ceea ce e adevărat. Încât până când reușesc ea să o implementeze și să vină și rândul României, aia se fuse. Înțelegi? Deci pe plan mondial se fuse și există. Adică nu e prin rezistența poporului român, e prin nepăsarea poporului român. M-a amuzat un prieten cu care aveam o discuție, doamna de la PNL, îmi scapă cum o cheamă, că n-am memoria numelor, s-a trezit să spună că ea împreună cu partidul vrea să implementeze egalitatea de gen. Și eu i-am pus prietenului meu următoarea întrebare, zic, băi, ce presupune egalitate de gen? Presupune că dacă eu am o firmă, de pildă, trebuie să am angajat jumate-jumate și plătiți cam la fel. Și zic, bă, dar dacă eu am o firmă de mentenanță de poduri, da. Și ce fac, urc femeile sus pe pod să facă mentenanță? Și el mi-a răspuns, zice, bă, stai tu liniștit că la noi aici există doar două genuri, genul bogat și genul sărac. Da, e corect. Și că mai departe de atât nu merg. Deci, odată e asta ce nu e neapărat rău. Odată e chestia asta că la noi toate măsurile astea radicale, progresiste, se ajung să se implementeze extraordinar de greu. Adică chestia că suntem cu 50 de ani în urmă, din punctul ăsta de vedere, e cel puțin adevărată. Deci foarte greu. Adică uită-te și la asta și cu vaccinările și cu tot, cu propaganda aia nebunitoare. Adică față de alte țări care s-au vaccinat 95%, deci în România reală, că eu sunt convins că erau undeva la 25% în realitate, știi, deci în astea. Pentru că pe românul de rând, da, nu-l caută statul decât să-i ceară bani și într-o zi l-a alergat cu siringa. Exact. Unde... Și a doua fază, fii atent, deci prima e nepăsarea, adică nu mă interesează ce aveți voi, eu mă descurc cu asta și românul are o chestie, adică eu mă descurc dacă... mai călca pe bătături sau mai interzis niște chestii, atunci văd eu o cale de a ocoli pe moment. Știi? Și a doua este o rezistență de asta care bagă pe ăștia în sperieți, mai ales ăsta, genul de globalism sau nu știu ce în asta. Deci una e nepăsarea și a doua e nesupunerea. Adică, deci vin ăia, bagă-te, vor să spele creierii, să te îndoctrineze. E adevărat că sunt și în România foarte mulți spălați pe creier și am văzut asta și pe rețelele de socializare. Idioții utili au început să-i facă idioți utili pe alții. Da, pe ceilalți. Dar să știi că procentul este extraordinar de mic față de ce e prin Statele Unite. Doar că sunt foarte gălăgioși. Să știi că și în state sunt foarte gălăgioși și nu sunt totuși atât de mulți, dar mă rog, crește procentul. Da, și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, e mai greu. Și a treia chestie, deci care e că puterea stă foarte liniștită cu românul, înțelegi de rând, pentru că a văzut cât de rar iese românul în stradă și cât se duce el să schimbe guvernul. Emoțional de 3 zile maxim, da. Da, doi la mână, gândește-te tu din 90, deci de la așa zisa revoluție încununată de o lovitură de stat din decembrie 89,
Până astăzi, de câte ori a schimbat Boborul în stradă guvernul. Că l-a schimbat, atunci a fost cu Petre Roman, da? Îți iau pe degete. Deci l-a schimbat cu Petre Roman, când a chemat minerii și a fost, nu că l-a schimbat poporul. Aia a fost, a avut nevoie să scape de Petre Roman, cu Iliescu, cu toți. Au chemat minerii, minerii s-au... Așa a fost și la colectiv. Așa, doi la colectiv, când a fost clar făcută toată faza aia și tot făcut pe rețele de socializare, pe tot și cu toată chestia asta, aia a doua oară. Al guvern nu a fost schimbat de mulțim. Chiar dacă asta a fost în aparență, a fost schimbat de mulțim, se zice că a fost schimbat de ieșirea lui în stradă. În realitate știm foarte bine că a fost schimbat de Iliescu cu gașca lui, cu tot ce a fost și cu toate cerințele lui. La colectiv a fost schimbat din alte motive. Deci, în rest, toate așa zisele schimbări radicale, cum a fost ăsta Ciucă băgat acum de Pentagon, ăia de nu știu cum, tot, adică de când e România condusă de afară și de când se vede și evident, mult mai evident de la momentul Iohannis, de atunci vede toată lumea cât de bine e condusă România de afară. Nu că nu era înainte și pe vremea lui Băsescu, că și Băsescu a fost pus tot de afară când a fost în momentul ăla. Nu că țin eu cu Năstase. Că nu, e, că nu, și nu, 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 știu foarte bine ce spui și a fost preferat lui Gioana Băsescu. Dar cum a se dat lovit că, vezi, doamne, i-a furat alegerile. Dar chestiunea e că, deci la noi românii, adică clasa politică și autoritățile și autoritatea transnațională, că e transcende intereselor României, știe foarte clar că românii ies în stradă doar că sunt scoși de pe Facebook. Înțelegi? Deci... Adică Iohannis, ai văzut că a făcut 1 milion și ceva de like-uri pe Facebook în 2 săptămâni. Și eu îmi place să dau exemplul ăsta, că nici Mick Jagger, dacă era, nu putea facă în 2 săptămâni 1 milion de like-uri. Deci era tot. Iar în momentul ăla în care Iohannis a făcut 1 milion de like-uri, el se bâlbâia la televizor. Deci era jenă de jena lui, schimbai canalul când era în confruntările la cu Ponta. Și care, nu că Ponta era genial. Adică era Iohannis catastrofal. Iohannis, Ponta vorbea, punct. Da, dar gândește-te că ăsta în condițiile astea v-a strâns 1 milion de like-uri și știu și omul care a lucrat în spate acolo, da, au fost niște treburi, știu. Da, și am mai vorbit și în emisiunea trecută, cu toate alea, cum a făcut și cine a cu piramidală, cum a fost gândită toată treaba. Dar, deci, și asta vreau să spun, deci autoritatea aia care, vezi ce, bă, românul, n-am treabă cu el, pentru că îl scot în stradă doar că dacă vreau eu și când vreau eu, adică nu e în respect. Că ai văzut că altfel românul când e... vrea să iasă el în stradă și se mobilizează, bă, efectiv se face de râs, crede-mă. Adică, deci, au venit pseudo-liderii acum, știi, că eu sunt, mă deranjează și faza asta, cum unii care au fost chipurile și au prins popularitate pe vremea pandemiei și au făcut partide, înțelegi, și s-au strâns în partide care erau penetrate de servicii secrete, pentru că tu ce vrei să faci? Deci dacă ai nevoie de, dacă vezi că prinde un curent suveranist într-o țară, da? Un curent naționalist, cum e la Meloni, da, uite, dau exemplu cu Meloni în Italia. Deci s-a aflat după ce a venit Meloni și a rupt tot acolo cu dreapta, cu național, cu suveranism. A fost doar gargară. Da, s-a văzut că a fost gargară, s-a văzut că ea avea legături masive spre Statele Unite, spre zonele globaliste, spre toate astea, a fost finanțată, tot făcut de toată parte. Și atunci zici, bă, dacă curentele suveraniste, evident, se opun globalismului și toate se... Ideea de suveranism, vreau să o lămuresc un pic, este un soi de... se ascunde un soi de naționalism mai light? Nu. Suveranismul, în ce se înțelege, nu, că multă lume folosește termenele și pe... Am văzut și pe Facebook sau... Suveranismul spune așa, că... Suveranismul nu spune că este... ți interzice să fii în uniuni sau nu știu ce. Dar spune că tu ca țară trebuie să-ți alegi că intri, deci ești de tip asociativ, temporar, adică bine, temporar poți să devii 50-100 de ani, nu contează, dar temporar, pentru interesele națiunii tale, deci așa, tu între timp ești suveran în sensul că tu îți decizi ce vrei să faci. Ce... E amestecul în treburile interne. Da, ai cu toată chestiunea, te poți retrage, poți să faci nu știu ce, deci interesul este că poporul tău, poporul votează, nu știu ce. Naționalismul ține de apartenență, adică e o chestie națională, naționalistă, e numai a mea, să nu fie un amestec în care să vină. Uite, adică fii atent, de tip naționalist poate să fie că, bă, să nu fie un cetățean de etnie ungur,
poftim și ungurii care să vină, să nu știu ce, pentru că noi suntem români, suntem așa, națiunea e românii, nu știu cum. Și un naționalism mai permisiv, mai larg, zice, bă, ei, noi suntem oameni ospitalieri, am primit și pe ăștia, cât timp nu suntem astea. Deci cam asta e zona. Și ai noștri, da. Da, și care poate să meargă către chestii extremiste, adică poate să ducă către, nu știu, nene, numai românii, să omorâm pe toți, să-i dăm afară, să nu știu ce. Suveranismul spune că, băi, conducerea ta, conducerea e suverană, adică noi suntem români, ca așa și vis-a-vis de alte țări, alte națiuni. Nu ne pune nimeni premier de la Pentagon. Da, și suntem, nu numai, dar suntem suverani și în sensul ăsta, adică pe lângă că decidem asta și dorim să rămânem o entitate, adică nu ne diluăm. Nu vrem să ne diluăm în nimic, asta înseamnă suveranism. Adică noi, un suveranist, de pildă, nu vrea să-și facă o Uniune Europeană diluată. Adică, cum e Franța cu 52% populație care nu sunt francezi, de pildă. Da. Și atunci, de asta spun că mă întorc la asta. Deci când tu știi că sunt curentele suveraniste și vezi că sunt și în România, e un pericol. O vezi pe Șoșoacă, pe Simion, pe, nu știu, pe unul, pe altul, că vine și preia și are un discurs care are un potențial. Da, în primul rând, ce faci în momentul ăla când tu ai serviciile secrete care sunt în slujba ideii globale, de globalism? Da? Adică nu e secret pentru nimeni că serviciile de informații din România sunt coordonate de serviciile partenerului strategic și alte chestiuni de genul ăsta. Și atunci zici, bă, ce facem? Deci avem două variante. Deci fie acea formațiune care prinde contur și are potențial, fie o penetrăm. Penetrarea înseamnă sistemul de informații că băgăm niște oameni acolo care sunt ai noștri, pe care îi sprijinim pe toate părțile, le dăm informațiile în tot ca ei să ajungă la putere. Adică să prindă acolo simpatie, carismă, popularitate. Mai mult decât atât, mi se pare că de pildă un Simion sau mai ales Șoșoacă, prin prezența lor, da, și prin valul de antipatie pe care îl atrag, distrug cumva ideea de naționalism și de, și da, că da, sunt puși cu scopul. Gândește-te că și Vadim a făcut asta, că într-o primă fază Vadim a avut popularitate, a avut tot nu știu cum, după care când a bătut că se pe Vadim vinovat și pentru scăderea calității discursului public. Da, deci Vadim când a venit atunci de era să candideze cu Iliescu și spunea că face execuții pe stadioane și nu știu cum. Băi, închipuiți că eu la vreme lucram la ziarul Ziua și noi eram un ziar anticomunist total, adică noi nu că am fost anticomunist, noi eram în proces cu Iliescu KGB, deci am făcut demonstrațiile cu Iliescu, cu apartenența la KGB, cu toate alea. Și Vadim, eu eram șeful, redactor șef adjunct și eram șeful departamentului de investigații și aveam mulți atunci, și cu Răzvan Savaluca din Anghelescu, mai mult Marea Bănică, toți și am avut dezvăluiri despre Vadim, ca și despre Iliescu, adică nu trebuia să le mai luăm asta. Problema a fost că ăsta ne trecuse pe o listă publică, deci eu apăream pe o listă publică de la execuțiile pe stadioane, eu, Roș, Castănescu, ăia, toți care erau, dar nu numai de la Ziua, ci alți ziariști. Și ajunsesem în situația paradoxală că eu trebuia să-l votez pe Iliescu, înțelegi? Adică era ceva de neimaginat, adică Vadim la faza asta ajunsese în România să aducă. Dar ideea îți revin, deci când dacă vrei să scapi de asta, deci ce faci? Penetrezi partidul, adică îți bagi oamenii tăi care tu prin sprijin, prin, de pildă, o instituție de informații poate să te aducă ușor la putere într-un partid, pentru că îi filează pe al alții, compromite, îi găsește pe unul cu amanta, unul care nu știu ce, unul care nu știu ce, îi compromite. După aceea dă informații cu care tu ieși în față, te evidențiezi la putere, la nu știu ce. Și de regulă te bagă într-un partid într-o poziție de jos, adică nu îmbătător la ochi, nu știu. Tu evoluezi, urci, adică tocmai unul din partii zice, stai bă că ăsta n-avea cum, că ăsta a venit de jos, era un amărât, știi, celebra chestie de n-avea. Mulți de ăștia ajung și penetrează partidul, ajung la vârf și atunci ce se întâmplă cu un partid suveranist? E confiscat. Deci e confiscat, el în aparență are o chestie de libertate suveranistă, dar el e confiscat. Și a doua, dacă nu merge penetrarea sau nu știu ce, se compromitere. Deci se compromite partidul, sistemul. Se fragmentează partidul, adică ceea ce vede. Asta e treabă de manual, pentru cine nu știe. Funcționează ca la manual. Da, și atunci eu am observat că mult după pandemie, cum s-au făcut și cu partidele în care au fost Șoșoacă, Simion, cu nu știu ce, partidele făcute de, nu știu, dar știu, adică a fost un partid care s-a făcut cu ăla, cu Răzvan Constantinescu, cu
ăsta, cu Dan Chitic, cu nu știu ce, deci erau mai mulți lideri. Cu, mi se pare că și Pipere a fost pe acolo prin ei, sau nu știu dacă mă înșel, dacă a fost sau nu a fost. Așa, era asta Aurelian, mai mulți. Deci părea pentru mulți că e o chestie încurajatoare. Iată un partid care se naște dintr-o mișcări, din mișcări de protest, din chestii antiglobaliste, nu știu cum, nu atât suveraniste și nu știu cum. Și eu l-am spus de atunci, de acum vreun an, când se o alternativă la PSD-PNL, de fapt. Da, și am spus că asta nu se poate să fie natural și că o să se spargă și o să vedem că sunt chestii de încercări de penetrare de către serviciile de informații. Și acum câteva luni, nu știu, s-au plecat unii din ei, s-acuzau acum unii pe alții că sunt aparteneți și sunt acoperiți la serviciile secrete, s-au spart, s-au fragmentat, mi se pare că mai a rămas doar un singur partid. De asta. Asta e un exemplu. După aia, că ăsta a fost mai vizibil. După aia s-au creat alte mișcări de tipul ăsta care a fost. Și toate au fost penetrate sau confiscate. Deci în momentul de față ne aflăm într-o situație în care în România nu mai există practic nicio forță, iar toate alea care păreau că duc spre ceva au fost duse unele ridicole. Adică aduți aminte că te așteptai să se facă niște manifestații când chemau românii în stradă la guvern, să zici, bă, hai mă că nu ieși acum sute de mii, dar 10-15 mii, bă, trebuie să iasă, pentru că e o problemă comună. Mă, și te trezeai că se erau 50-60-100 de persoane. Da, știu. Știu și e amuzant de pildă pentru ce s-a ieșit împotriva lui Dragnea și acum nu s-a mai ieșit cu legile justiției. Nu fost liniște. Păi da, și aduți aminte cu ce s-a ieșit când s-a spus de binomul Coldea-Căveșii, că sunt în justiția în care sunt coordonate justiția. Și acum cu Helvi, cu tot, se bagă clar din nou că SRI-ul să poată să facă cercetare penală în dosare. Adică, băi nene, cercetarea penală în dosare o făcea securitatea statului pe vremea lui Ceaușescu. Deci, pentru cine nu știe, că poate urmărești și cei mai tineri, pe vremea lui Ceaușescu, justiția care era de stat comunistă, deci era nu știu cum, organele de securitate îți întâlneau dosare era penal. O putere paralelă, de fapt. Da, și de multe ori mai mare decât la procurorul. Deci întocmeau dosar penal, care dosarul penal pleca în instanță și care de multe ori când evident ajungea în instanță un dosar penal până de la securitate, se rezolvă. Era ordin, era ca un ordin la completul ăla de judecată să te condamne. Deci era fără discuție. E, o perioadă n-am mai avut asta după Revoluție, după care au introdus-o iarăși și a ajuns la celebra scandal cu binomul dorit de partenerul strategic a fost asta. Că l-a venit FBI-ul, cu CIA-ul, cu toți aia, cu Departamentul de Justiție a Statelor Unite și au încurajat că ce bine e în lupta anticorupție ca să colaboreze serviciile de informații cu DNA-ul. Și făcuseră Coldea și cu aia aveau birouri în DNA și aveau alea și transmiteau dosare, probe și toate alea care erau făcute acolo. Inclusiv interceptări de telefoane cu toate chestiunile. Că dacă n-am fi avut Curtea Constituțională... Știu, a fost un număr record de interceptări de telefoane. Păi da, știi ce e fabulos? Și acum, după ce a fost scandalul, deci cu Dragnea, cu toți aia, că a picat toată faza, acum, deci când noi vorbim, se reintroduce că în cercetarea penală cu tot să vină SRI-ul. Deci cu toată faza asta. Deci se introduce ca SRI-ul să ajungă iar să fie organ de cercetare penală, adică dacă vrei de pe vremea lui Ceaușescu, care de data asta iar e cu partenerul strategic, înțelegi? Pentru că nu poți să faci într-o țară în momentul ăsta ceva când e supus cu serviciile de informații direct americanilor și cu tot să faci fără cerința lor. Și atunci la noi Curtea Constituțională a ajuns să fie de formă, pentru că Curtea Constituțională a decis foarte clar chestia asta, că nu mai se poate ca serviciile de informații să participe la cercetarea penală în mod direct, să întocmească acte de urmărire penală. Doi la mână. Nu mai pot fi probe depuse, fragmentate cu tot din interceptările telefonice. Știi foarte bine. Știu, e un instrument de putere care nu are nicio treabă cu ideea de democrație. Sunt luate în decizie de Curtea Constituțională a României. Teoretic, Curtea Constituțională ce decide e suprem. Adică nu se mai poate face dacă deci. Ei, iată că se poate. Pentru că noi când am pierdut suveranitatea juridică pe bază de drept în justiție, asta, celebru vot în care nu mai contează Curtea Constituțională dacă sunt alte cerințe de afară și altă legislație și altă chestiune de genul ăsta. Deci această suveranitate practic e pierdută, că dacă îți pierzi
o suveranitate de drept, adică care îți dă dreptul, practic pierzi și de facto. Iată că deja nu mai contează. Nu mai contează, de pildă, alte decizii luate de Curtea Constituțională, care au fost clare, au fost date și care, iată că se trece peste ele, se merge în continuare cu alte decizii pe care le ia guvernul, inclusiv astea energetice, să știi, de siguranță energetică și de toate astea care sunt luate. Deci au avut la bază și alte, pentru că lumea crede că la Curtea Constituțională, de pildă, ajung numai cauzele astea mari, la care e toată lumea atentă, știi? Curtea Constituțională, mai puțină lume știe decât cei care sunt specializați, poate fi sesizată în mai multe feluri. Deci odată de guvern, de chestia cu parlamentul, cu avocatul poporului, cu de tot. De nedreptate personală în justiție? Poți să o faci și personal în cadrul unui proces. Deci în cadrul unui proces, dacă tu proces... simți că ți s-a făcut nedreptate, poți să te duci mai departe la curte. Nu are legătură neapărat cu nedreptatea. Se cere acea chestiune care se cheamă tehnic excepție de neconstituționalitate. Adică eu în cadrul unui proces pot să spun că ceea ce se judecă aici sau nu știu ce are niște laturi care încalcă Constituția. Și atunci eu pot să cer judecătorului să ridic o excepție de neconstituționalitate. Și în baza excepției de neconstituționalitate, aia ajunge să fie judecată la Curtea Constituțională, care trebuie să decidă dacă se încalcă în cadrul procesului respectiv sau nu Constituția, și abia după aia poate merge mai departe procesul. Pentru că pe vremea lui Iliescu și atunci se mușamalizau foarte multe din procese, pentru că judecătorii erau bara-bara și veneau avocații și ridicau excepții de constituționalitate, care durau unele și 5 și 10 și 15 ani până ajungeau la Curtea Constituțională să fie luate. Și atunci mecanismul era bun din două motive. Că odată îl mușamalizai pe ăsta, deci îl țineai pe el așa, și doi, tu ca autoritate îl puteai face șantaj asupra omului. Știu, când era cazul să folosești dosarul ăla, da, te ziceai, bă, dacă nu ești cu minte, dau drumul la de la Curtea Constituțională. Și acolo Curtea Constituțională, fiind la noi politizată. Dar nu e că puteai să-l folosești, au folosit dosare așa. Au și folosit așa. Dar puteai fi o chestie, că la noi fiind politizată, adică Curtea Constituțională are cei mai mulți numiți din ea care sunt la putere, îți dai seama că la numărul de voturi poți să iei și decizia cum vrei tu în dosarul ăla să fie. Dar prin aceste excepții de neconstituționalitate există multe cazuri în care au fost, de asta vreau să spun, de siguranță energetică și securitate energetică, în care multe din chestiile astea decise de Ciucă și de Ciolacu și cu toți ăștia acum cu astea de aia nu știe nimeni ce să facă, și Obazaconi și companiile de distribuție au mari probleme, de aia nici nu eliberează încă facturi foarte mult. Au chestii de neconstituționalitate în ele. Deci, de pildă, până să fie la asta, chestia neconstituțională era, știi, când îți calculau ție consumul pe anul trecut. Adică îți făceau o medie pe anul trecut și după aia anul ăsta, că era o chestie discriminatorie, nu le mai erau. Deci multe chestii erau legate de... Dar de asta spun, deci noi, pentru noi, în România, există mai multe ordine și de-astea de măsură. Adică avem nevoie de Curtea Constituțională politic când ne trebuie, dar o ignorăm când nu ne trebuie. Ăștia, clasa politică, chipul le protejează sau are o chestie față de cetățean când are nevoie, evident, la vot sau la altă, cum e acum celebra rotativă, după aia au o chestie când nu e, cu taxele, cu tot. Deci, din punctul ăsta de vedere, că aici vreau să mă întorc și după aia, dacă vrei, trecem la un subiect sau cum crezi tu, dacă nu mai avem timp, nu mai avem. Deci, avem timp. Deci chestia asta, acum te întorci la chestia care cuprinde suveranitatea și toate astea la un loc. Adică ele presupun ca suveranitatea în sine să o aibă națiunea, cetățeanul, știi? Adică ăla să fie. Deci prin națiune, prin statul, națiune, prin tot, ăsta să fie suveran și plutonic. Adică să nu ai măsurile ca, de pildă, acum ți impune Uniunea Europeană. Îți dau un exemplu, știi? Uniunea Europeană a zis că fiecare țară din Uniune... Propunere, trebuie să facă o economie. Era anul trecut când se vorbea masiv de 15%. De 15%. Aia. Yes. Să facă cu 15% la energie. Băi, deci fii atent. La noi erau pragurile de la 0 la 100 de kW, de la 100 la 300 și ce depășea 300, da? Și multă lume poate s-a întâmplat, zice, bă, dar cum a ajuns să stă acum la 255? Pe 255 era că 300 de kW, 15% înseamnă 45 de kW, pe care dacă îi scazi din 300 înseamnă fix 255. Deci guvernul Ciucă nici nu ceruse Uniunea Europeană, ci a fost o recomandare,
Și guvernul Ciucă și-a aplicat în toate ordonanțele cei 15% și dovada a fost că mai departe țările din Uniunea Europeană nu au aplicat recomandarea de 15%. Deci noi am aplicat-o. Cum a zis-o Ursula von der Leyen că trebuie făcută? Nu făcută, a zis că trebuie. A zis că e recomandă și că să se găsească o modalitate. Bă, la nici două săptămâni, 10 zile noi am aplicat-o. Și acum știi de ce e nebunia asta? Pentru că să știi că 255 de kilowatts pe lună sunt foarte greu de atins, pentru că asta presupune că într-o lună de 31 să ai 8 kW pe zi consum, sau de 30 să te duci 8,5 sau o chestie de genul ăsta. Și acum spun de ce e important, pentru că diferența, deci dacă îți iau doar diferența, să zicem că tu te-ai încadrat la 255 de kW și atunci plătești 0,86 de bani, adică ai ăla pe kW și te duci. Atunci o să vezi că ai de plătit în jur de 205 lei, da? Dacă ai făcut 256 de kW, înseamnă că toți ceilalți 256 îi plătești cu 1,30 lei. Și dacă mă duc până la cum era în trecut, că treaba asta se întâmpla la 300 de kW, așa, 1,30 lei cu 300 de kW înseamnă 390 de lei. Deci gândește-te că pentru acei 45 de kW în care și-a bătut joc guvernul Ciucă de români, e o diferență între 205 și 390. Cât înseamnă asta? Înseamnă 185 de lei, da? Da. Da? Deci de la 40 de euro. Da, 185 de lei pentru acei 45 de kW pe care nu era obligat guvernul Ciucă să-l facă. Și de fapt i-a dus pe români într-o fază în care foarte mulți de ăștia, eu am primit mesaje, am primit și la redacție, la de-astea, în care spun că, dom'le, e foarte greu să te încadrezi în momentul de față cu curentul. Adică dacă ai un frigider, dacă ai doi copii care au și ea niște calculatoare, studiază, bă, un calculator de la are o sursă de 400 de W, da? Pare așa ceva puțin, știi? Dar sunt 400 de W pe oră. Deci dacă un copil, că nu știu, că studiază, că se joacă, că nu știu ce, stă 5 ore cu acel calculator, îți dă 2 kW, îți ia, înțelegi? Și ai fi atent, e doar sursa, n-a pus și monitorul. Deci e doar sursa de curent. Dacă ai doi copii de ăștia care ți-au luat numai 5 ore, zici că au folosit calculatorul, și să zicem că foarte mult îl folosesc pentru scopuri, nu știu, educaționale, chiar și jocuri sau ceva. Ai făcut 14-5 kW numai de la copii, da? Deci ție ți-a mai rămas în restul casei. Tu cu soția, cu televizorul, cu frigiderul, cu mașina de spălat. Cu astea consumă, frigiderul și mașina de spălat consumă. Doi la mână, fii atent, mașina de spălat, aia este la orice speli, că dacă ai doi copii și să ieși patru, bă, trebuie să speli măcar o mașină pe săptămână, da? Deci aia, o mașină de aia ca să-ți încălzească apa, să-ți bage rezistențele, că nu știu ce, aia în programul ăla de două ore sau cât îl are, îți consumă și aia 4, 5, 6 kW, în funcție de cum, cât de mult vine. Deci vreau să spun că, să știi că psihologic nu au venit încă facturile. Bine, mă îndoiesc că o să iasă românii în stradă sau că să o fie nu știu ce, dar spun că nemulțumirea asta a românilor crește pe măsură ce și vede guvernarea și cu tot, pentru că chiar dacă nu înțeleg foarte mult, la un moment dat tot pricep, tot văd care e treaba, adică o să ajungă și diferențele astea sunt imense, pentru că te gândești, ți-ați repet, băi, una e să dai 200 de lei pe lună și ai și doi copii, și alta e pentru că tocmai ai doi copii și să dai 185 de lei în plus, din care poate le luai mâncare, le luai chestii la școală sau alte chestiuni de tipul ăsta. E, astea se adună la rumpec, asta e de pildă numai la energia electrică, da? La fel s-a întâmplat cu căldura, la fel se întâmplă cu alimentele, cu toate alea. Și românul înțelege că astea sunt impuse pe plan global. Deci au fost brusc, au apărut, nu au nicio problemă legată de situația României, adică nu România interioară generează aceste costuri și cheltuieli, ba din potrivă. Da, știu, le încasăm by default, pentru că asta e servilismul. Că trebuie să ne aliniem la toate prețurile astea, cu toate astea, să zicem mersi deocamdată de mulțumim Dumnezeu că a fost iarna blândă și că n-a trebuit să dăm, că Ciucă era probabil primul să dăm din gaze, din rezervele de gaze, până la cei 20% la care ne angajasem în Uniunea Europeană. Și să apară cu de-astea. Apropo de servilismul nostru politic, uite, revenim la Maria sa cu gongul, da? Președintele Iohannis. Am văzut rezultatele politice externe la, cum îi zice, la Schengen, clar. Și l-am văzut pe el ofticat,
L-am văzut ofticat că i s-a promis, bănuiesc. Noi nu știm ce discuție a avut el la nivel de negocieri, nici cu Statele Unite, nici cu mama Europa, dar mie îmi tot ajunge din ce în ce mai des acest zvon că suntem într-o situație, apropo de ce se întâmplă în Ucraina, suntem într-o situație în care am fi într-o nouă criză a rachetelor și că s-a adus niște armament nuclear aici. Tu știi ceva despre asta? Sau sunt simple armament, zvonuri? Este un pic armament nuclear, nu e un secret. Deci Biden a spus clar că toate bazele NATO din Europa și mai ales alea din prima linie, deci cum e România, vor primi rachete nucleare de ultimă generație. Dar ne-a întrebat cineva? Păi nu. Eu am spus în asta și am spus-o de multe ori. Deci noi avem la Cincu, la Deveselu, la Cogălnicianu, deci sunt baze militare NATO. Lăsăm la o parte că avem diviziile alea 101 aeroportate, chestii de genul ăla, sunt mult mai mulți militari. Lăsăm la o parte că trec armament, trece prin România, se duce spre Ucraina. Că sunt pe toate canalele tot. Dar există armament nuclear în România. Noi n-am avut niciodată armament nuclear până acum. O să fie de ultimă generație, deci adică cu rază lungă de acțiune, ceea ce face automat din România o țintă nucleară. Păi da, că, normal. Așa, deci când vrei să duci un război și să-l continui să fie un război rece, adică să intri într-o fază de stand-by, firește că folosești chestia asta cu rachetele nucleare. Adică, măi, dacă se împut lucrurile atât de tare, ceea ce n-ar fi vreo mirare, și ajungem într-o situație în care ăștia alții câștigă războiul, ceea ce de asemenea n-ar fi o mirare, ce facem? Iar întoarcem armele? Nu. Chestia e că eu ți-am spus părerea mea că voințele astea globaliste sunt mult mai înțelese la nivelul ăla din spatele imagini generale decât credem. Adică este din ce în ce mai evident că în spatele Uniunii Europene, al Biden, nu știu, există alte forțe, alte care au înțelegeri cu alte entități și forțe It's care sunt în spatele chinezilor. Și noi vedem doar structuri, adică vedem BRICS-ul că se face, vedem Statele Unite, vedem Uniunea Europeană, alianțe de tipul ăsta, îl vedem pe Putin, care nu știu ce, dar nu vedem ce interese și tot ce e în spate. Interesul se pare că în momentul de față ar duce către, că uite, tot să vorbim de niște previziuni care ar veni în 2023, pe lângă digitalizarea asta imensă și cred că o să fie anul ăsta cu inteligența artificială, un an de balans de ăsta, când se schimbă totul spre inteligența artificială, se basculează așa. O să fie către înghețarea războiului, conflictul ăsta din zonă. Adică e celebra ce zice tu, o criza rachetelor, adică războiul rece în care rachetele de pe o parte cu rachetele de pe o parte se anulează reciproc, dar rămân în stand-by și zici, bă, dacă se declanșează un război mondial nuclear care distruge tot. Asta era ideea războiului rece din comunism. Și asta îți îngheață în zonă. Eu cred și teoria mea este că nu s-a dorit intrarea României în Schengen, în mod special, pentru că se dorește o uniune rapidă a României cu Moldova. Și sunt toate, trebuie să vorbesc foarte mult despre ce face mai asta. Asta e un aspect foarte interesant, pentru că De ce chestia asta? Deci cine vrea să vadă că sunt premize, să vadă și ce a făcut Maia Sandu și cu cine s-a întâlnit și cum a mers la Schwab și cu toți, cum a venit Ursula și cu toți au venit la Chișinău și ce se întâmplă cu Chișinău, să ia din urmă cu vreo 6-7 luni și o să vadă treaba. Problema este că, fii atent, dacă te duci să unești Moldova cu România, ai două probleme care se întâmplă majore. Deci odată dacă tu aveai România în Schengen, înseamnă că introduci Moldova în Schengen. Ori granița toată a Moldovei, pe care o are pe zona aia cu Ucraina, Transnistria, cu toată aia, devine o graniță nesecurizată conform standardelor Schengen. Deci România și-a asigurat de tip Schengen granița României cu Moldova, României cu ce are la Marea Neagră, Bulgaria, cu toate alea, Serbia și... Dar dacă introduci Moldova, înseamnă că nu poți să faci o unire decât în momentul, adică să o bagi în Schengen, nu poți să unești România cu Moldova. Adică ai un șac geopolitic. Dacă ai băgat România în Schengen, înseamnă că Moldova o lași în afară și pentru foarte mulți ani. Ori interesele sunt în acest stand-by, în acest război nuclear de tip înghețat.
este ca Uniunea Europeană să-și revendice Moldova și împreună cu NATO, pentru că de pildă poți, în schimb poți să ai Moldova în NATO. Înțelegi? Deci nu e o problemă, că NATO, fiind de tip defensiv, dar militar, nu are problema cu cea aia cu migranții. Dacă se unește cu România, asta voiam să spun, intri automat în NATO și ai o graniță foarte subțire cu Rusia, da, care-i Transnistria. Deci, da, asta e foarte important. Și te duci și să revendici și e prima mare victorie, că e Transnistria. Înapoi, ca NATO. Adică ce a făcut Rusia, că zici că a făcut cu Ucraina, apar la scară mai mică, te duci și Transnistria și te duci și izolezi Odessa și toate zonele alea le iei spre NATO ca să faci o chestie, ca să ai totuși o ieșire de tip NATO și prin zona a Ucrainei, prin tot către asta și o graniță directă cu Rusia. Adică, fii atent, când era războiul rece, granița era acel cortina de fier, da? Deci erau țările la Berlin. Da, deci erau țările din Est care erau supuse Moscovei cu toată chestia asta și era Occidentul. Și atunci, în faza războiului rece anterior, se lucrau, deci Statele Unite, deținători de capacități nucleare, și Rusia lucrau prin proxy-uri. Proxy-urile înseamnă adică prin teritoriul altora și prin ce. Deci care erau țările din Est pe de-o parte, iar Statele Unite prin Occidentul European. Da? Și aveau o chestie care era acolo și era. Acum, în faza asta, războiul e de tip proxy, adică se bat Statele Unite cu Rusia pe teritoriul. Cu granițele Statelor Unite și NATO extinse față de războiul, da, precedent. Deci, practic, se bat Statele Unite cu Rusia pe teritoriul Ucrainei. Și atunci ție îți convine ca dacă faza asta îngheață, tu să folosești ca proxy, deci pe toată zona asta, tu NATO ești evident Statele Unite și... Iar noi devenim țară cazarmă. Da, noi devenim țară cazarmă direct, deci nu mai avem treabă. Deci noi suntem țară numai cazarmă, suntem și o țară izolată, deci suntem vai de mama noastră. Și ceea ce și spuneam data trecută, adică îl avem pe Iohannis care ar fi stăpânul grupului B9, care ar fi ceea ce se consideră coridorul sanitar, adică exact ceea ce se dorește să fie să împartă zona asta. Ori în faza coridorului sanitar, pe tine te interesează ca întreg să tu să ai... să coordonezi și să practic să decizi asupra întregului coridor. Deci B9 este o structură care s-a creat la București, de-aia se zice B, și 9, că e formată din 9 țări. Și Iohannis deocamdată e președintele acestei structuri, de-aia Iohannis s-a dus la Kiev atunci când s-a dus cu Scholz și cu Macron. Și cele 9 țări sunt Grecia, Bulgaria, România, deci Ungaria, deci vin astea plus țările baltice, deci vin așa pe ceea ce numește Occidentul coridorul sanitar, adică acel nou mențel. Ce se anunță practic? Că sunt și lui Iohannis i s-a promis că în momentul în care își termină președinția cu tot, el devine șeful acestei coridor sanitar, adică acestei secțiuni, teritoriul nou mențel. Ce se apă de o grămadă probleme, teoretic. Da? Dar fii atent! În acest teritoriu, Moldova e o problemă, pentru că ea, deci are un nou mențel și mai e o Moldova care nu e nicăieri. Înțelegi? Pe care da colaș, pe care da colaș. Undeva la 40% din populație sau 60%, nu mai știu. Uite că chiar nu știu, care nu vrea unirea cu România. Păi lasă asta, că într-adevăr sunt unii de nu vor, se fac sondaje, dar îți dai seama că dacă vine NATO cu toți aia, cu toată aia, deci acolo e o problemă. Deci dacă nu o revendici teritoriul ăla în situația viitoare, îl lași la latitudinea să revendici și cineva, adică rușii. Deci să poate să intre rușii și în Moldova și să preia cu tot ce au acolo și atunci ar avea direct cu și Ucraina și Odessa și Transnistria și cu toate. Din punct de vedere militar strategic, te interesează ca Moldova și să-ți ajute și Transnistria cu teritoriul ăla să vin jos spre teritoriile luate de acolo, de la Odessa și spre Crimea, să le iei tu ca NATO. Ori ca să le iei cel mai simplu și cel mai rapid și fără război, fără cotropire, fără intervenție, este unirea Moldovei cu România. Și atunci părerea mea este că România nu a intrat în treaba asta în Schengen și nici nu va intra, pentru că urmează să se întâmple unirea cu Moldova. În schimb o să vedem că se va precipita chestiunea unirii României cu Moldova. Deci mi se pare atât de nedrept ca Iohannis să rămână în istorie pentru asta, jur. Da, e nedrept. Dar cred că istoria o să... Deceleze, o să discearnă până la urmă că nu Iohannis a fost artizanul acestei chestiuni, știi? Deci, și mai ales că, gândește-te că... Și crezi că se întâmple anul ăsta sau?
Nu, în anul ăsta se vor pune niște baze masive. Eu nu știu dacă nu se va încerca, de sunt tot felul de voci care spun că ori se va aduce pe cineva din afară, că aici n-ai cu cine să pui președinte, să facă uniunea, adică să facă uniunea prin alegeri, știi? Prin asta, de tip Cuza. Adică precedentul Cuza, cum ar fi. Adică ori Maia Sandu să ia președintă și să candideze și la alegerile din 2024, știi? Și atunci, dacă e sprijinită de americani, de toți, adică practic ce se dorește anumiți de afară, Maia Sandu e acreditată de Schwab, de toți ăștia de globaliști, practic s-ar duce o chestie în care dacă Maia Sandu ar fi aleasă și la București, practic s-ar realiza unirea că ar fi de tip Cuza, în care un președinte devine automat în astea. Bine, sunt niște probleme aici, dar care probabil că vor fi depășite, că știi că e chestie legată de cetățenie, că să candidezi trebuie să ai o cetățenie, să fie așa, să nu știu cum, să alte chestii. Pe de altă parte, eu nu cred în aia că se va duce Chioveși să candideze. Deci Chioveși are o misiune la parchetul european, ăla abia e în faza incipientă, adică ăla va fi o structură de forță europeană. A dus mai am și Joana în cărți, care am văzut. Păi așa zic, Joana este mare în cărți acolo pe treaba asta și pe curentul NATO. Adică Joana, din punctul ăsta de vedere, că aici vreau să ajung, este idealul pentru să-l aduci președinte și să se realizeze și unirea cu Moldova, adică sub Joana. Joana care este fabulosă, adică acum câteva zile a dat dintr-o gafă în alta, deci a venit aia și a readus aminte de flacăra violet. Ți-a adus aminte că el a zis în 2009 da, a fost la spital. Că a avut probleme energetice, că l-a atacat Băsescu cu Aleodor Manolea cu flacăra violet și de-aia a pierdut. Și acum a reiterat aia cu toate gravatele alea mov și cu... Da, mă, și acum a reiterat ideea dintr-un podcast, a zis că imediat după alegeri s-a dus la medici, la de asta că se simțea foarte sfârșit. Și că l-au pus medicii. S-a zis la vrăjitoare, dar n-a vrut să ne spună. L-au pus medicii la niște aparate care au văzut energetică și tot. Și că se chemau, dar citește declarația lui, că era cu două zile. Am văzut. Și că se chemau medici între ei și arătau acolo la aparate că dacă mai trăiești, dacă e în viață, că are energia, e scăzută practic zero. Adică, deci el urmează să avem un moment de la gen Dragostolo. De Dragostolo cu ce? Cu Joana? Genul ăsta, da. O să avem un de ăsta emoționant care să-l urce în sondaje, așa ar fi firesc, nu? Da. Deci eu cred că îl aduce pe Joana clar, adică din punct de vedere poporului să zică, bă, Joana a fost la NATO, e cine să ne protejeze mai bine, o să fie fază. Iohannis rămâne, ți-am zis, șef pe coridorul sanitar, adică șeful grupului B9 eu am zis dacă Joana nu face gafe de alea capitale, că el e în stare, adică el a făcut de alea, adică de la gafa aia celebră care era cu securiștii, că zis că nu știu câți mai suntem, că nu ne-am numărat și aia cu alegerile, cu Mihaela Dragostea Mea și cu toate astea, cu Manolo. Și Vântul și cu, cum îi zice, asta, când a fost cu Băsescu știind, fiind specialist în glonțul de argint, la alegerile de la primărie n-a știut unde este, nu mai știu ce, prin București. Da, mai fost. Participă la metrou, s-a cum aia, mă, de, și aia cu, inclusiv aia cu vântul, cu jacuziu, știi? Adică tu știi că aia de a doua zi o ai pe aia de nu știu ce decisivă, televizată, te duci la vântul, la nu știu ce. Adică era... Băi, ăsta e nivelul. Și atunci, Joana, din punctul ăsta de vedere, vezi că apare acum, ai văzut, e un nou look. Era să-n cap, seamănă și cu Schwab, așa, dacă da, te-ai Golum ceva, da. Golum aici, la marginea Orientului. A vrut să-i liniștească pe toți, că a zis că nu e bolnav, nu e nimic, că se era odesta cum, care avea cancer și că face chimioterapie și nu știu ce, și a zis că niciun caz nu face. Și atunci a spus întrebarea, bun, dar ce face? Adică de ce și-a schimbat lucrul? Care e ideea? De ce vrea să semene cu Schwab? De ce e cu chestia cu NATO? Care e ideea? E treabă de karma. Da, e cu flacări, cu de-asta. Deci e, și atunci, Joana, din punctul ăsta de vedere al partenerului strategic și al globalismului, e ideal în asta să ia și ăsta. Deci, dacă vrei să facem o previziune, cred că o să, anul ăsta o să se înfoie puternic Joana. O să apară foarte puternic în media ideea asta a uniunii cu Moldova și cu astea și o să se încerce toate variantele prin care să se dea în continuare foarte multe facilități moldovenilor, pentru că vezi că se dau gaze, curent, merg pe astea, ajutoare, bani. Înțeles că plătesc destul de mult.
Tot. Păi nu, îți plătesc, dar sunt faze în care s-au și dat ca ajutoare și ca de asta. Și cred că asta o să continue, adică o să fie o de asta ca să se să câștige bunăvoința mai mult a moldovenilor de acolo. Oh, zi, scuze. Doi românii nu cred că o să conteze în ecuația asta dacă vor sau nu unirea cu Moldova. Adică o să apară, pentru că media Deci plătită. n-ar trebui să facă un referendum sau adică Doi, nu cred că o să se nu ăsta facă. e mersul, dacă Putin își permite să facă referendum, nu, noi nu trebuie să facem Eu mă dovada îndoiesc democrației. că o să se facă referendum, pentru că asta o să vină cum ar fi spontan, adică o să o ceară războiul, ca să înțelegi. Deci o să fie o chestie pe repede înainte cerută de situația războiului cu partenerul strategic, cu toate chestiile alea, și o să fie o chestie în care românii o să fie liniștiți, cum ar fi că o să se pompeze miliarde și miliarde din Occident ca să tranziția asta prin Uniune să fie foarte lină, ușoară, fără probleme și mai ales să se facă o chestie să se întoarcă românii acasă, să fie, adică cred că se va dori ca aici să fie un nod important, ăsta da, în România să fie și o țară cazarmă, dar și un nod important și economic, militar, din toate punctele de vedere, pentru că asta e o chestie a războiului, nu e o chestie de am inventat-o noi. Totdeauna avamposturile, de la Imperiul Roman, de la altele, Imperiul Persan, tot. Deci avampostul e ceva îndepărtat, știi, de centrul puterii. Și ca să poți să-l menții avampostul, menții forța lui dacă ai acolo structuri militare puternice și mai ales dacă populația care a rondat avampostul e mulțumită. Adică nu are revolte și alte chestiuni de genul ăsta, dacă Da, economic. Știi da, că avamposturile devin pui noduri avampostul economice. pe curat, cum se spune, da. Da, avamposturile devin noduri economice importante, știi? Deci în astea, în zone de tipul ăsta. Și atunci, Teoretic ar trebui să fie un avantaj, practic nu știu ce poate să. pe termen scurs sau o perioadă ar putea fi un avantaj, în care noi să simțim mai mult prezența americană și asta decât am simțit-o pe cea europeană și să nu ne intereseze atât de mult nici Schengen-ul, nici alte. Apropo de partenerul strategic, eu sunt atent ce se întâmplă peste ocean. Măi, am avut de curând a luat Elon Musk Twitter-ul, da? Da. Și am avut o dita dezvăluire făcută de el, cum tot scandalul cu Hunter Biden, orice postare cu Hunter Biden, în alegeri, a fost trasă în jos ca număr de view-uri. Adică dacă tu ai un cont de Twitter și ai, să zicem, 10.000 de follower, doar 2 sau 3 vedeau postarea ta despre Hunter Biden. Au tras-o în jos, iar el a făcut aceste dezvăluiri. Mie mi se Da. pare un scandal comparativ cu Watergate. Dar care la nivel de repercursiuni, de reacție, băi, nu a fost nici cum ca la Watergate. Da, pe evident. Acolo, deci, știi de ce? Pentru că și el a fost, pe de o parte, compromis în toată treaba asta. Pentru că mulți se întreabă, adică știi că prin sondaje foarte mulți nu cred că el a luat Twitter-ul în realitate pentru libertate pe astea și pentru că a fost pusă. Deci foarte mulți îl văd pe Elon Musk ca fiind o interfață Un cal troian. a globalismului și că el a fost crescut și a dus la avere tocmai de curentul ăsta, ceea ce are părți adevărate, pentru că, într-adevăr, nimeni nu poți să ajungi pe planetă să devii cel mai bogat și cu cea mai mare avere din lume, cu toate astea, Moment, eu cum ar fi să te lase te toți sun eu ceilalți. puțin mai încolo, da? Să, să, nu poți să ajungi să te lase toți ceilalți așa, să ajungi la treaba asta. Adică părți adevărate există. Și atunci există o neîncredere mare în Elon Musk și în ce crede lumea că vrea el să dea libertatea expresiei internetului și că el se luptă într-adevăr cu globalismul. Pentru că vezi că lumea are totdeauna speranțe mari în cineva care luptă cu fiara globalistă. Da? Deci, înaintea lui Putin, că acum există și un curent masiv, că mulți spun că Putin luptă cu satana, cu fiara apocaliptică, cu tot. Nu Dar cred pe asta, dar mai am un exemplu în acest sens. înainte, fii atent, a fost Trump, da? Deci Trump era o chestie, toată lumea a zis, băi, se ajunsese la o chestie cu Trump, eu sunt, citesc teoriile conspirației, încerc să discern ce e adevărat sau nu, mă documentez masiv, dar nu știu dacă știi, dar se ajunsese la aberații că după ce a fost schimbarea a câștigat Biden cu tot, știi că niște luni de zile, QAnon-ul ăla, da, l-au mistificat și pe asta, știu. da, știi că luni de zile erau că
De fapt, nouă ni se prezintă mass media altcineva că Biden e la putere, dar America e condusă mai departe de Trump, că ea cu nu știu ce, cu generalii, că ei au arestat, că sunt clone puse în față, că sunt nu știu ce, cu de genul ăsta. E, deci lumea a avut niște așteptări imense de la Trump, mai mult americanii. Deci îl considerau într-o luptă împotriva globalismului, nu știu ce, care dacă te uiți acum în urmă, mai mult n-a prea fost nicio luptă. El a avut o luptă, o perioadă cu China, după aceea s-a dus... A divizat lumea și mai tare. A avut și o dacă chestie, mă întreb, i-a pus în cap pe Republica. El s-a dus, s-a înțeles și a avut discuții cu Kim Jong-un, cu toate... Da, n-a pornit războaie, nu-i puțin lucru. Bă, războaia n-a pornit. Într-adevăr, n-a făcut nu știu ce, dar nu poți să zici că Trump, adică să te uiți tu în urmă să zici, bă, Trump se lupta cu globalismul. Și cu știi, mie mi-e teamă că dacă, nu știu dacă o să candideze sau nu, parcă așa a rămas, că o să candideze la următoarele alegeri. Bă, eu cred că el o să candideze, dar eu cred că e scos din cutie de Santis, adică de Santis. Păi așa ar trebui, da, acum... Un exponent clar al globalismului, deci de Santis este, după ce am tot văzut acolo și am vorbit cu mulți de ăștia și ziariști și am prieteni și nu știu ce în Florida, de Santis numai ce pare a fi nu ești. Adică e ca un experiment în care curmea de Santis a fost singura insulă în Florida în care a fost lăsat acolo să se opună vaccinării, să dea libertățile cu toți, nimeni nu practic nu l-a deranjat. Nu știam nici eu, abar n-aveam, mi se pare că ți-am zis data trecută că Florida e singurul stat american care are ambasadă la Washington, deci are o chestie, nu, abar n-avem și după am văzut că așa e. Și Texasul are un contractul Texasului cu Statele Unite e aparte. Da, dar mai o chestie, să știm, Florida locuiesc foarte multe din rudele celor care apar în spatele curentului globalist, adică sunt venerabilii din familiile Rothschild, Rockefeller, DuPont, se trag din crocodil, Morgan. Deci locuiesc și au proprietăți și tot în Florida, deci sunt într-o chestie de genul. Și atunci e normal să te întrebi, poate nu e adevărat, dar dacă vrei să faci o teorie a conspirației, poți să spui, bă, DeSantis a fost ales exact să fie ăsta ca, prin popularitatea imensă pe care o câștigă, să fie omul care să vină, să fie, cum ar fi omul nostru, că vorbeam mai devreme de penetrarea partidelor și de cum să ajungi, să fie omul nostru care ajunge la putere, care îl bate pe Trump. Fii republican, adică să înțeleagă lumea. Deci la americani se face o prealegere, da? Deci o preliminară. Deci în momentul în care ajuns să candidezi la președinție, întâi au loc candidaturile în partidul respectiv. Deci cum e Trump republican și este DeSantis republican, dacă cei doi vor candida și vor alege, întâi și vor depune candidaturi în cadrul partidului și se fac alegeri și partidul desemnează care dintre ăștia doi va candida. Trump a și spus că dacă nu e o chestie, el se gândește să candideze și independent, adică să se retragă. Deci treaba este că dacă el candidează și, hai să zicem, câștigă, da? Să luăm acest scenariu, măi, eu mi-aduc aminte de declarația lui, zice, orice intervenție armată a Statelor Unite în cadrul NATO sau în orice cadru va fi, trebuie plătită. Și țara respectivă, dacă vrea să fie apărată, chit că e NATO, ei trebuie să plătească. Există riscul să vrea să funcționeze temir cum altfel economia Statelor Unite și să ne lasem cu rugul aici? Păi da, da, atunci poți să ieși invers, adică atunci și orice sprijin pe care îl fac restul țărilor NATO trebuie plătite, da? Adică în momentul ăla zici, bă, România trebuie să, uite, spre Ucraina să tranziteze armament și că nu știu. Și o să zic că bine, cine ne cere asta? Nu știu, ăștia, păi bun, ne dați bani pentru astea sau... Adică, după mine, chestia asta lui DeSantis, dacă se pune în aplicare, este practic prăbușești NATO. Că... Deci, în afara faptului că țările respective, gândește că din produsul intern brut al României, care și așa e mic, 2,5%, e ceva infim, adică nu are nicio legătură cu susținere NATO sau de asta. Deci e clar că principalul finanțator al NATO și susținător al ăsta sunt Statele Unite. Păi asta e, că nu știi când vorbești în numele NATO sau vorbești în numele Statelor Unite. Da, întotdeauna dacă principalul finanțator sunt Statele Unite, da? Și atunci Statele Unite zice, numai că nu-ți dau bani, îmi dai tu mie bani, înțelegi? Atunci o să spună lumea, păi stai puțin și de ce să mai fie NATO ăsta? Adică la ce să facem cu el? A, poate că să spui că, bă, nene, noi mai vine și Macron care spune că vrea o armata Europei și așa mai departe. Deci, nu, la Macron numai că vrea armata Europei, el vrea o poliție a Europei, adică nu ăsta Europolul, știi, că face schimb de informații, Europol.
Era o poliție clară a Europei, adică cu care polițiștii să fie din toate țările, să fie o poliție, un fel de FBI al Europei, o armată a Europei și un serviciu unic, un fel de CIA și cu tot al Europei, adică în care toate astea, serviciile de informații, cu tot să fie controlate de către centrul ăsta, poliția și cu toate, adică el Macron merge pe sistemul că trebuie să fie o Uniune Europeană asemeni Statele Unite, dacă vrei, cu armată, cu servicii de informații proprii, cu poliție proprie, cu și în toate domeniile să fie. Și atunci dacă mergi pe principiul ăsta și cu tot, atunci, bine, asta e o chestie pe care o încurajează și americanii, că să fie clar că am văzut foarte multe chestii în care zic că americanii n-ar fi de acord. Americanii sunt de acord pentru că americanii își doresc foarte mult ca Uniunea Europeană să devină o entitate exact pe asemănarea Statelor Unite și în momentul ăsta să nu mai aibă discuții cu multe națiuni. Înțelegi? Adică să aibă o discuție în care ce se decide la Washington cu Bruxelles, se gata, s-a rezolvat și e la revedere. Deci nu mai e că și atunci în acest NATO, cum ar fi, nu mai intră că armata României, cu armata Ungariei, cum știu ce cu asta. E o singură populație. Deci o armată europeană cu armata americană. Poliția cum e? E o poliție americană, o poliție europeană. Serviciile de informații sunt toate și să fie. Numai că în momentul ăsta e clar că dacă tot discutam de suveranitate, ai renunțat total, adică în momentul în care nu mai ai nici posibilități de apărare, de intelligence, de nimic, de nimic. În cazul în care teritoriul tău devine doar formal, adică simbolic, cu toate astea nu mai. Și bine, acum dacă întreb pe români, că am văzut sondaje, să știi că sunt mult mai mulți români care preferă o organizație europeană de tip american, cu toate alea, decât o chestie în care România să rămână, să aibă o suveranitate, să aibă o structură național-naționalistă. Deci dacă se face sondaj mâine, dacă vrei, referendum, pe chestia asta să știi că nu e nicio problemă. Adică românii sunt mult, cu mult mai puțin cei care spun că nu, România să fie suverană și să nu intre într-o structură. Adică să fie această chestie suveranistă în care România, pe ideea, pe conceptul... Dar nu suntem sârbi, am înțeles. Este ăla în care noi putem participa la asociații, deci să avem o structură de tip asociativ în interesul propriu. Adică, uite, dacă vrei, cum e BRICS-ul făcut. BRICS-ul deocamdată, până când n-a pus mâna nici Rusia, nici China pe întreaga structură direct, oficial, e făcută prin structura unor țări care sunt suverane. Deci că Rusia, China, Brazilia, toate alea, inclusiv Africa de Sud, sunt suverane și ele sunt într-o asociere pentru un interes comun, deci o structură de tip asociativ, e temporară, adică n-a zis că noi urmărim acum să rămânem în BRICS cât durează lumea, e temporară și pentru interesele grupului, dar în special al statelor care le formează. Asta e o idee suveranistă. Uniunea Europeană, la baza e când a zis că e o uniune de tip economic, că e așa a început, o uniune de tip economic, și mai puțin politic, acum de tip politico-birocratic și mai puțin economic, ea a fost structurată după un model de asociere de tip suveranist. Adică noi în Uniunea Europeană, pentru că împărțim întreg teritoriul Europei, avem niște interese comune, în special economice. Și pentru ca să ajungem la fazele astea, nu știu ce, așa s-a dezvoltat și așa. După aceea a pus stăpânire politicul și în ultimul timp partea birocratică, a dus la o Europa la care cetățenii din ea, foarte mulți cei care văd ce se întâmplă în Uniunea Europeană, nu văd cu ochi buni, adică nu mai văd niciun avantaj în asta. Dar există acum curentul, pentru că există și ideea asta, că dacă vrei să-ți faci o Uniune Europeană în care să nu mai crâcnească nimeni, să o faci pe modelul american, întâi o lasă să se prăbușească total, din punct de vedere economic, suveran, cu tot. Deci o duci în groapă de tot. Ceea ce pare că se întâmplă, dacă mă întrebi. Da, ceea ce pare că se întâmplă. Adică în tot războiul ăsta, Europa e până la urmă principalul pierzător. Da, și din punct de vedere economic, teritorial nu, dar economic e din punctul ăsta de vedere e principalul. Iar cetățeanul european e cel mai nenorocit din zonă. Și atunci există ideea asta că după ce o faci să se prăbușească și ajunge total în prăpastie, vine salvatorul de tip american sau nu știu, modelul de tip american care spune, domne, cea mai bună chestie este să nu mai existe
Adică să fie cum sunt în Statele Unite, fiecare stat e practic are niște o legislație proprie, nu știu, dar e arondată la întreaga legislație, are o chestiune de tipul ăsta, dar nu mai există niciun fel de graniță, de treceri, de să ai nevoie de orice fel de documente, vize, acte, chestii mai de genul. Este limpede, trăim vremuri istorice, da? Trăind vremuri istorice, sunt atent la tot soiul de eroi, da? Mai, cu mai mult sau mai puțin în ghilimele care apar. Personaje, gen Elon Musk, de pildă. E, unul din personajele astea este acest Andrew Tate. Da. Andrew Tate ăsta este un personaj realmente foarte interesant. În primul rând, pentru că a ajuns în calitatea lui de influencer sau whatever să fie cel mai căutat om de pe internet acum vreo 2 ani de zile și a rămas în topul ăla, fix cel mai căutat om, urma a încasat tot cancel culture-ul, aproape a dispărut de pe internet, a cumpărat Elon Musk Twitter-ul, i-a redeschis contul. Și acum, uite, a fost arestat pentru proxenetism, acuzații de viol și așa mai departe. Este un personaj interesant, acest Andrew Tate, prin aceea odată, bă, este un vorbitor impecabil. E un tip cu un, cu cum să spun, cu o coerență a frazării și o dicție anume. Mai mult decât atât, el vine cu un discurs care este considerat misogin. Da? El, dacă mă întreb pe mine, nu spune nimic nou pentru, în ceea ce privește ideea de bărbăție, de a fi bărbat. Dar discursul lui contravine a tot ceea ce se promovează acum din zona asta progresistă. După ce a fost arestat la București, a explodat internetul, pur și simplu, și a explodat podcasturile din Statele Unite, unele din ele foarte serioase ca personaje, iar acolo s-a discutat în momentul 2 că, mă rog, în momentul arestării Andrew Tate a spus că The Matrix a venit și luptă împotriva lui, dar oamenii, repet, la care eu mă raportez ca niște oameni serioși, au spus că există informații cum că i s-a înscenat asta de către ambasada Americii la București. Da, au părut. Ce e interesant în toată faza asta? Că sunt foarte multe contradicții în cazul Tate, știi? Deci, el are evident prima latură asta infracțională. Și mai un aspect, scuze-mă, mai vreau să subliniez un aspect. Tipul lui de funcționalitate de discurs, da, cu care eu nu rezonez neapărat, știi? Prinde la foarte multe mase. Practic, discursul lui și tipul lui de a fi poate fi foarte pătrunzător la tot ce vine din zona asta de adolescenți. Păi da, fii atent. Care, repet, nu contravine politicilor progresiste neam. Deci discursul lui, în primul rând, e pentru generația asta e foarte apetisant. Adică cum să faci bani, cum să ai gagici, să ai nu știu ce, să unde vrei să te duci, libertate, cum să călătorești. Da, sunt niște treburi acolo. Doi la mână, el e un personaj care... Noi să știi că aici în România, cu scandalul trecut acum vreo luni, când am aflat și eu că frații ăștia Tate sunt în România, nu i-am băgat mult în seamă, nu avem. Să știi că în Statele Unite, curentul ăsta, MMA, ca și ălalalt, cum zice de... Mă uit la MMA, știu ce zici. Da, zic și ălalalt, cum se cheamă, luptele alea libere, știi, care sunt fake, știi, care... Ah, da, wrestling. Wrestling-ul, așa, știi, care toată lumea zice că gradul de IQ, Lido, dar cât de mult crezi wrestling-ul, știi, adică dacă ești convins că alea sunt pe bune, atunci e nasol, știi, dacă... Așa. Deci americanii se uită mult la asta, la wrestling, dar și la MMA și la chestiile astea de sporturi. Deci, el e luptător pe bune. Da, e pe bune și fii atent. Și era chiar o vedetă maximă acolo, adică în zona asta. A avut și povestea aia lui cu nu știu ce, cu maică-sa, cu taică-su, cu... Ianca Drăgușanu. Da, bine, cu alea, cu pendularea între Statele Unite și Marea Britanie. Da. Taică-su mare șahist, da? Taică-su șahist care era un geniu și care era mai nou că era în serviciile de informații, că el era traducător, da. Exemplar pe rusă și pe toate fazele astea. Deci, poveștile astea create, adică fie el e în primul rând un personaj pentru toți, dar este foarte suculent pentru mass media, pentru că aici se stoarce din subiectul Tate. Adică, deci dacă scrii zilnic și dai 3 știri despre Tate,
ai ce scrie și să citești, adică ai o chestie. Te-ai asigurat traficul, da? Ok. Da, interesul Azimide e mare. Pe lângă partea efectiv infracțională, pentru că vezi că planurile să merge pe mai multe planuri. Deci primul plan e la sec infracțional, adică bă, ăsta a făcut trafic, prostituție, viol, nu știu cum. Din punctul ăsta de vedere, la noi merge exact pe rețeta parchetului nostru, mai se scapă către presă o stenogramă, când presa sau mai mulți vin și spun că e un abuz al parchetului, se mai dă o probă. Deci discursul ăstora în Statele Unite, băi, s-a întâmplat în România, acolo nu știi când ți se întâmplă, e nasol cu d-astea. Da, dar pe de altă parte presa de acolo e foarte liniștită pentru că trebuie să preia doar informații din România. Deci nu face mare efortul de a întreține acolo chestia. Doi la mână. Întreții partea lui în care el este un militant împotriva globalismului, împotriva tuturor ăstora, el a avut o luptă, deci să știi că în America... Hai să spun o particularitate a lui. El în momentul în care era toată planeta în lockdown și închisă prin case, da, fiind un om cu bani, zbura cu chartere, cu high class și așa mai departe și a venit și a spus treaba asta public. Zice, bă, la high class, da, unde am mers eu nu folosește nimeni mască. Deci despre ce vorbim? Da, asta vreau să spun. Fii atent. Noi la români, pentru că în afară de puținele episoade cu anti-Arafat și mai ales anul trecut, că știi că anul trecut pe vremea asta eram încă într-o situație nasoală pentru că se cerea ca să te duci cu certificatul de vaccinare să poți să intri la job. Deci în România abia atunci au privit cu oarecare îngrijorare momentul și au avut când au zis bă, nu mai mergi la job. Și doi au zis că dacă vrei să mergi la job, nu știu, trebuie să faci teste din două în două zile, adică și cu bani mulți era. Dar să știi că la americani nici acum nu s-a terminat. Deci noi românii de vreun an de zile ne-am relaxat cu certificatul, cu de-astea, adică cu coronavirusul. La americani în continuare e chestia cu vaccinarea. Deci sunt state în care e obsesie. Nu ai voie să te duci, nu știu, la facultăți, la alte chestii. Știu, în Canada am văzut că se punea problema. Deci, băi, ticăloșie mai mare ca de asta. Se punea problema că dacă ești antivaccinist, ai de fapt niște probleme psihice și că trebuie să fii tratat. Da, da, ești, în Statele Unite ai multe chestii dacă ești antivaccinist, ești izolat, ai alte chestii, nu mai poți să participi la nimic. La asta. Doi, și acum intrarea în Statele Unite se face pe bază de vaccinare. Adică dacă tu ești un român care pleci din Statele Unite și vii să vizitezi de Crăciun, ai venit în România, riscai să nu te mai poți întoarce dacă nu aveai certificatul sau asta. Și să știi, deci problema vaccinului, vaccinării și tot în Statele Unite este foarte gravă în continuare și mai ales e o mare problemă pentru că mulți încep să-și pună problemele acolo pentru că media alternativă devine din ce în ce mai puternică, să-și pună problema ce cu morțile alea subite și ce se întâmplă cu tot. Și atunci vreau să spun că discursurile lui Tate au mare trecere. Adică acolo Tate e un personaj în care lumea e pro și contra lui și în care presa îl vinde foarte bine pe Tate. Dar e plin de contradicții. Să spun de ce. Deci eu ca ziarist de primul rând de investigații, deci am stat 20 și ceva de ani făcut investigații, nu pot să nu constat prima mare anomalie. Adică, fii atent, deci lui se zice că avea în jur de, nu știu, 70 de chatiste de alea, care o parte erau în România, o parte erau și în alte părți și o parte erau și pe unde. E, pe de altă parte, Tate ăsta, frații Tate, aveau, nu știu, le luau $50 la ea și avea 300.000 de abonați și pe TikTok, pe rețele, pe nu știu ce. Treaba el, una din acuzații, se pare că ar fi că spăla bani, de fapt, așa. Stai puțin, că până la spălatul banilor, fii atent. A, tu vrei să zici că spăla bani, că făcea videochat-ul și ca să justifice bani. Păi nu, problema anomalia... Spăla niște bani pentru unii, când speli niște bani pentru unii, de obicei am înțeles că ții cam 50%. Și de aici cam păi nu, dar fii atent, principala anomalie așa, tu ai, bă, nu 300.000, 100.000 de abonați, da? Și de aici $50 la aia pe lună, $50, 50 de euro, nu știu ce. Bă, de sunt 5 milioane de dolari pe lună, bani. În care, într-adevăr, pe o parte îi dai taxe, ce dai pe acolo, nu știu ce, dar rămâi cu 2-3 milioane de dolari pe lună. Păi mă, dacă tu ai faza asta în care tu rămâi cu 2-3 milioane de dolari pe lună numai văzându-le iluzii la aia, că chipurile le spui tu cum să facă afacerile, cum să fie ca tine și ce să facă și ce să dreagă. La ce mai trebuie, nene? Prostituție, videochat și de-astea în care dacă iese sumele alea de bani, strângi doar unul sutelor sau 100 și ceva de mii de euro sau dolar pe lună. Pe știu, că... pare, dacă mă întreb, pare un pattern. Când apare un personaj care... Fetele alea, am văzut, spus. Asta cu violul.
Fetele au spus că au făcut jumătate banii, da? Deci așa era treaba, cu jumătate. Deci din start banii, din start banii și doi la mână, băi, au descris acolo cum și-a structurat rețelele astea de chat în care au aparatură de ultimul timp. Adică nu e o chestie în care s-a făcut într-un apartament, a venit frații tăi și au zis, bă, băieți, hai să nu știu, luăm trei camere. Era investiție cu studiouri, cu, da. Da, da, cu aparatură de ultimul timp, cu totul, adică și cu bandă de internet, cu toate alea, adică de structura în sine. Și atunci întrebările erau, de ce să-ți faci structuri de video chat care până la urmă nu era asta problema, că nu e interzis direct, nu are nicio legătură. Deci dacă nu-l găsești cu violul, prostituția, traficul de persoane, faptul că tu ai niște companii în alte insule, cu nu știu ce și cu tot, dar tu ai niște firme care nu au legătură cu video chat în România, nu e nimic ilegal. Deci ilegalitatea, vezi că multă lume înțelege, deci se prezintă ilegalitatea cu fetele, cu video chat-ul, cu nu știu ce și cu evaziunea fiscală. Și deocamdată, pe teritoriul României, ăștia n-au făcut niciuna. Adică dacă nu demonstrezi violul, care este infracțiune, dacă nu demonstrezi prostituția, care deocamdată, fii atent, evaziunea fiscală nu-i pe teritoriul României pentru că sunt firmele sunt de video chat și alea sunt afară, alea unde are el cu TikTok-ul, cu nu știu ce, sunt afară, alea cu reținerea la sursă, se face reținerea la sursă doar dacă demonstrez că eu încasez bani pe teritoriul acelei țări. Păi și atunci de ce i-au prelungit mandatul la 30 de zile? Dacă am conturi, dacă eu am conturi în Elveția, să-ți dau un exemplu, și îmi desfășor activitatea pe TikTok cu o firmă din Venezuela, dar eu trăiesc în România, că eu vreau să trăiesc, dar în România doar trăiesc, adică mă duc la magazin, îmi iau mâncare, mă plin cu mașina, fac benzină, îmi cumpăr case și nu știu ce fac. Deci evaziune fiscală nu e dacă nu demonstrez că veniturile se petrec pe teritoriul României și încasările acelor bani sunt pe teritoriul României. Deci conturile, ți-am zis, pot să fie în Elveția, pot să fie în offshore-uri, pot să fie oriunde. Doi la mână. Videochat-ul, dacă domeniile sunt afară, dacă firmele sunt afară, dacă toată activitatea desfășurată e afară, încasările banilor sunt afară, și eu repet, eu doar trăiesc în România, eu n-am încălcat cu nimic legislația din România, pentru că toate activitățile mele adiacente se petrec în exteriorul granițelor României, inclusiv în casările de bani. Pe că poate să spună, păi da, tu beneficiezi că ți-ai retras din conturi bani. Păi am retras din alte afaceri. Eu am alte afaceri și trăiesc din conturile mele de bani în altă chestie și altă treabă. Iar ție aici, dacă mă duc la magazin, îți plătesc TVA-ul? Da, îți dau TVA-ul la, când cumpăr produsele. Da, da, da. Când îmi iau mașină sau casă, îți dau TVA-ul? Da. Deci care e problema? Deci până acum, violul nedovedit, pentru că fii atent, violul este doar declarativ, adică a spus una din fete împreună cu alta, mai există niște stenograme, niște amenințări și niște darea în care poate apărea ideea, dar vezi că stenogramele care au legătură cu videochatul în sine, dacă nu se petrece acel videochat și tot pe teritoriul României, nu contează că discuția se poartă cu un om care e pe teritoriul României, adică. Deci toată activitatea mea e în afara României, dar în momentul ăla m-a fără. E ca și cum, fii atent, să zicem că Bezos ăla, când era Bezos, toată activitatea lui cu Amazon nu e până afară, dar el se afla atunci la Poiana Brașov sau unde se afla, înțelegi? Și îl suna unul din compania lui și zicea despre nu știu ce chestie care putea fi o fraudă fiscală, să zicem, da? Păi ăla vorbea, e adevărat, vorbea de pe teritoriul României, dar se referea la o fraudă fiscală pe care se poate era Statele Unite pe niște conturi din Canada. Puftim. Asta nu înseamnă că Bezos, dacă se afla pe teritoriul Statelor Unite, trebuia interceptat de autoritățile române și după aia acuzat în România și dus în penal pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Deci cam așa ar fi și aici. Deci au loc niște discuții, păi te spun că au apărut azi niște stenograme în presă. Stenogramele alea nu fixează în timp că s-a petrecut actele alea în România, deci de videochat, că deocamdată și sunt niște amenințări pe care nu le face Tate. Deci toată lumea a zis că Tate a făcut amenințări că îi aruncă pe unii de la geam, că îi omoară, că nu știu ce. Deci acolo apar niște gagici care sunt cu inițiale și unde apare Tate ca singura fază, apare, are o frază total neutră. Nici nu știu dacă el se afla sau nu pe teritoriul României, cum nu știu dacă discuția aia se referea la persoane sau la fete care în momentul ăla se afla, pentru că el avea afaceri și videochaturi și în alte părți. Bun. Deci, eu nu neg, poate așa este, se întâmplă pe teritoriul României. Dar, pe de o parte, deci, nu avem decât stenograme, declarații cu toți și vin de la fete care au spus că au fost violate, una cel puțin clar și alta nu știu ce. În baza acestora, bineînțeles că
E adevărat, dacă s-au petrecut faptele pe teritoriul României, dacă ai o persoană urmărită internațional sau chestiile genul ăsta, normal că poliția, parchetul și toate alea poate să acționeze și să îl rețină. Deci reținerea lui nu e ilegală. Asta spun că vin la întrebarea ta. Când ai zis. Deci în baza declarațiilor și pericolului public, reținerea este acum o reținere, vederea și a fost cu arestare. Da? Arestarea de aia se cheamă preventivă. Pentru că e preventivă, adică dacă te-aș lăsa liber, tu faci în continuare lucrurile alea și te rețin preventiv. Deci nu e ilegal treaba asta atâta timp cât eu pot demonstra judecătorului că dacă te-aș pune în libertate, tu reprezinți un pericol. De pildă, reprezinți un pericol pentru că poți să omori martorii sau să-i mituiești. Și că poți mitui este o chestie prin care se face o chestie preventivă restrictivă. Și atunci, dar ca să revin, deci la asta, deci sunt foarte extraordinar pentru mine ca ziarist de investigații și care am scris de mii și mii de cazuri și de la primele de îți dai seama, din 90 încoace câte au fost, chestia asta cu Tate și mai ales scandalurile astea, planurile, deci planul american cu planul de vedetă, cu planul de om de afaceri, după aia cu proxenetul și peștele fetelor, cu zeci și sute de milioane și nu știu ce și cu bani spălați și cu nu știu cu tot discursul, cu Greta, tot discursul, cu toate alea la un loc. Deci ridică foarte mari semne de întrebare. Presa americană este absolut convinsă acolo la unison că în România s-a dat o comandă pentru arestarea asta spune și eu, da. Și pentru scoaterea din joc al lui Andrew Tate. Că a venit direct prin ambasada Statelor Unite și că a avut și sunt și multe coincidențe legate de... Deci asta s-a vorbit la 3 ore după. Da, deci sunt foarte multe coincidențe legate de treaba asta. Mai ales apare acolo pe... De aici încolo fiecare presă de asta speculează partea de cititori. Adică aia care sunt cu curentele antiglobaliste le iau că discursul și că globaliști au dat ordin să-l aresteze. Ăia alți care nu știu ce, așa. Pe de altă parte sunt ziare care speculează că și eu am citit pe afară asta și spun că e o chestie de o operațiune de tip CIA. Adică sunt ziare care merg pe curentele de intelligence și că spun că ăsta era și că era omul serviciilor și că nu știu ce. Și de aici iară sunt împărțite. Că o parte au zis că ăsta n-a mai vrut să execute ordinele serviciilor și a fost pus la dispoziție. Mai e și ideea că într-o lume în care au început să înfiereze ideea de testosteron, da, și că trebuie să ne micșorăm noi bărbații nivelul de testosteron, Andrew Tate vine în celălalt talar al balanței cu tot ce presupune discursul lui. Da, îți dai seama că de aici încolo toată lumea, dar eu vorbesc acum dacă vorbim strict legislativ, adică pe legislație, juridic, vorbești pe logică, pe nu știu ce, sunt extraordinar de multe chestii și tocmai de asta cazul Tate e spumos și poți să-l aplici pe ce variantă vrei tu. Adică dacă noi am fi acum într-o ședință de sumar de redacție și am zice, bă, fiate, mâine trebuie să ne apară ziarul și am zice, bă, ce... toate paginile cu el, da. Da, și doi la mână zici, bă, pe ce linie mergem cu Tate? Și atunci am vedea printr-un sondaj, să zicem că partea asta cu CIA-ul ar fi cea mai căutată acum pe net, păi am avea la elemente să țesem și să brodăm pe astea cu CIA, începând cu taică-sul, cu chestia, cu rușii, am legat-o cu războiul din Ucraina, că uite, Tate a fost băgat aici, uite, dacă vrei, brodez eu acum în direct ce aș putea face într-o ședință de sumar. Eu l-aș lega acum că încă n-a fost legat de războiul de Ucraina și de Hunter Biden, știi? Eu pe asta aș merge mâine dacă am face ședința de sumar. Adică aș merge pe ideea că Tasu, care era și specialist în extrem de bun traducător pentru CIA din limba rusă și ăla era negru, ai văzut? Și da, asta, da. Deci un negru specializat în limba rusă, adică asta e ca bancul ăla cu negru la Moscova, știi? Deci cu alea. Deci de asta spun, adică am avea elemente masive. Și a spune, domne, când au apărut frații tăi în România? De vreo 2 ani, deci de când se pregătea să știa cu războiul din Ucraina, deci de când dinaintea alegerilor cu Hunter Biden. Deci, poți să-ți umplu pagini întregi de asta și să-l fac pe Tate, ca fiind pionul principal adus în zonă cu toate astea. Și acum am putea decide în redacție pe ce idee mergem, adică dacă el a fost sacrificat ca pion în România sau dacă dimpotrivă se dorește ca acoperirea lui să fie perfectă și că poate el a fost deconspirat la nivel de intelligence pe diverse părți. Și atunci dorim ca să dăm o acoperire puternică, adică să scoatem în afara jocului CIA și atunci noi îl arestăm și îl punem la adăpost. Că poate să fie o arestare, că uite, vreau unii să elimine pe Tate și pe Andrew Tate și atunci noi îl punem la adăpost. Cum la fel de bine putem să
și să mergem că Andrew Tate și cu fratele sunt spion dubli. Înțelegi? Deci el a trădat și către partea rusă. Și atunci, pentru că ne-a trădat și am prins noi că el a făcea nu știu ce, făcea și de-astea și schimb de-astea, decidem că îl sacrificăm. Deci vezi, deci am avea cu acest Tate, dacă am face o ședință de sumar și să ne alegem ce vrem noi cu Tate, după dacă avem o redacție la dispoziție cu 20 de oameni și împărțim acum că fiecare om ce părticică de-asta scrie și pe care o studiază, păi am face un ziar mâine, care noi doi știm foarte clar că 80% nu e real, da? Din astea, și că face niște speculații. E, asta face și presa, pentru că subiectul este extraordinar de bun, acest subiect. Mie îmi place să-mi pun tipul ăsta de întrebări. Avem tot contextul ăsta de vremuri istorice, da? Și apare unul ca Elon Musk sau unul ca Andrew Tate, da? Și te întreb, băi, avem nevoie de actorii ăștia acum? E nevoie de ei în tot contextul ăsta? E, întrebarea mea pentru tine, este nevoie de unul ca Tate? Băi, este nevoie. Bine, pentru noi, pentru români. Repet, nu să-ți vin ziarul, ci în... Da. Păi asta vreau să spun. Pentru noi, punctual, deci în România nu e nevoie, pentru că la noi arestarea lui Tate ăsta pe lângă circurile alea de venea căve și de alinia pe aia la DNA, înțelegi? Da, mai cântărește doamna Bianca Drăgușan. Tate-ul, da, adică e o chestie cu Bianca Drăgușan, se vorbește un pic de fete, de videochat, adică are o latură sexuală. Știi că pe român nu i-ar interesa partea lui ăsta ca om de afaceri, ce a făcut el, sau pasul. Sau... Deci să știi că interesul românilor, chiar și în zona de loaziri, de cancanuri, de nu știu ce, pentru Tate e foarte scăzut. Adică eu ți-o spun ca din punctul nostru de vedere al ziarului, pentru că noi avem feedback-uri de trafic, știi? Mm-hmm. Și vezi, să știi că subiectul Tate, bine, nu e nici printre ultimele subiecte, adică nu e ceva de genul ăsta, pentru că încă e de o noutate, adică are câteva zile, o săptămână, 10 zile. Dar să știi că e mult mai slab, de pildă, ca asta cu că se poate combina coronavirusul cu gripa. Înțelegi? Deci, adică asta de a venit acum noua isterie cu fluorona asta, de că nene, faci și gripa și cu coronavirusul în același timp. Și au venit câțiva medici din ăștia apocaliptici. Nu știu, mi se pare că la noi cel puțin lumea a devenit imună și la genul ăsta de știri. Da. Știi, aveam un amic care s-a luat Chișinău odată și a făcut televiziune pentru de aici, de la București, de la nu știu cum. Și era perioada cu racheții cu toți și se omorau ăia pe la Chișinău, pe acolo, erau cu nu știu ce, deveneau racheți ucrainieni, cu ăia, cu moldovenii, cu nu știu ce. Și mi-a zis ăla, la un dat, era prin 94, așa, 95, și zic, bă, dar cum mai e cu asta, zic, acolo, zic, nu e o chestie violentă, zice. Păi zice, nu, zice, aici, în ziarul de Chișinău, zice, chestia asta că l-a mai ucis pe un celebru racheț sau nu știu ce, se dă prin pagina 6-7, zice, cam prin zona aia unde se anunță și că tramvaiul nu știu care și-a schimbat linia și că nu mai oprește nu știu ce stație azi, știi? Deci la modul ăla era. Și atunci la noi în România asta că din zona cancanului, adică cu Tate, s-a văzut și în ratingurile de la televiziuni că au făcut emisiuni cu Tate, deci au încercat să... au făcut-o din două motive, presa întreține și că e spumos. Și doi, pentru că nu ai alte subiecte. Deci suntem pe... Da, da, e și perioada, așa e mereu. Adică închipuiești ce ar fi fost cazul cu Tate dacă acum era festival cu nu știu ce, cu alte chestiuni și inclusiv politice prin România sau nu știu ce cu asta. Deci e un subiect bun. România nu are impactul, adică nici nu s-a scontat, adică nu a fost o idee să aibă un impact în România chestia asta cu Tate. Iar pe plan global, sigur că ai nevoie de un scandal de tip Tate, mai ales în Statele Unite, pentru că acolo ai o problemă. Deci tot mai multă lume a înțeles că media globală e cumpărată. Deci că e cumpărată la modul, așa se zice, cumpărată. Ea nu e cumpărată, ea are proprietari deja care sunt în zona globalismului. Și e vândută, da. Hai să zicem. Și atunci, să știi că s-a făcut statistic în momentul de față, adică pe baza asta, că presa este, după politică, al doilea cel mai important promotor al războiului global împotriva cetățenilor planetei. Adică că vrei, că îți place, că nu-ți place. Deci această idee. Deci nu e o teorie a conspirației asta. Nu, că și nici nu e de parte de adevăr. Există grupuri de interese globaliste care sunt într-un război cu populațiile planetei. E limpede asta. Adică asta nu mai e de
trebuie demonstrat, e o chestie de presă, e o teorie a conspirației. Adică vezi din ce se întâmplă. Pentru că vezi că, în primul rând, toate interesele economice, financiare, ei nu mai câștigă bani decât dacă mâncând se îndreptă împotriva cetățeanului. Da? Prin epidemie, prin vaccin, prin război, prin armament, prin criză energetică, prin criză politică, prin criză economică, criză alimentară, toate crizele la un loc sunt de tipul ăsta. Și atunci presa, adică nu ar fi putut face asta fără presă, da? Deci dacă presa globală rămânea acel câinele de pază al democrației, era a patra putere în state, nu putea să vină nimeni și să intervină în asta, pentru că e celebrul dicton că un ziar se poate înșela, dar toată presa la un loc nu se înșeală niciodată. Și atunci ideea în sine că se arată că planurile astea sunt mult mai vechi și sunt transgeneraționale. Sunt că peste tot în lume s-a dorit distrugerea presei, credibilității presei, pe pași, pe tot ce se întâmplă. Au venit mari miliardari și au cumpărat trusturi puternice, după aceea s-au dus în toate țările și au făcut filialele trusturilor și le-au cumpărat și cu tot. Și atunci, de pildă în America, foarte multă lume începe, dintre cei care nu spălați la creier, se îndreaptă spre zona presei alternative, pentru că presa main, cum o numesc ei, este și aia împotriva cetățenilor, adică aia întreține frica, panica, toate alea dau informații false. Asta e și un motiv pentru care au crescut podcasturile. Exact. După aia există o cenzură fără precedent. Deci există cenzură în care sunt interzise podcasturi, emisiuni, articole de presă, chestii pe rețele de socializare, în YouTube, în platforme. De astea sunt interzise chestii care nu au nicio legătură, în care s-a zis că se violează în un fel dreptul la informație sau se promovează fake-urile sau orice altă chestie. Deci primii promotori ai fake-urilor sunt cei din organele de presă și șefii platformelor. Cum primii cei care cenzurează și au ajuns să decidă dacă tu ai voie sau nu știu ce, adică dacă ai de fapt libertatea cuvântului, pentru că până la urmă știi care e treaba cu libertatea cuvântului și cu presa. Bă, dacă eu am credibilitate, lumea vine. Uite, dacă noi doi acum prezentăm lucruri credibile și avem credibilitate, se va uita lumea la noi și se va uita și data viitoare și avem credibilitate și podcastul crește, da? Crește în valoare. Dacă noi ne apucăm acum și mințim și dezinformăm și dăm numai tâmpenii și nu știu ce, lumea nu mai vine, că zice, bă, nu mai ascult pe aia doi, că spun niște prostii, nu se întâmplă nimic din ce spun ei. Dar asta nu s-ar însemna că cineva trebuie să ne cenzureze sau să avem o veste. Eu merg pe ideea că suntem liberi să spunem inclusiv prostii, adică normal, până la urmă, ceva se naște. Până la urmă pe tine lumea te cenzurează nu în sensul că ți închide gura, te cenzurează că Larry te izolezi. Larry Flint for president. Da, te cenzurează în sensul că te cenzurează el în a te căuta pe tine, să mai vină la tine, dar nu înseamnă că ți-a pus cineva pumnul în gură sau te-a interzis sau nu știu ce. Deci ai dreptul să spui tâmpenii. E treaba ta ce spui. Dacă găsești suficienți adepți să cu tâmpenii, să nu instigi la violență, la crime, la nu știu ce, să vii pe podcast-uri și să alea încerci. Alea altă discuție, da. Să zici, bă, omorâți copii, vezi sânge, la nu știu ce. Sau... E, lasă adică... că sunt unii acum care ușor-ușor merg spre... Hai să nu zicem legalizarea încă, dar tolerarea pedofiliei. Deci ce vorbim? Bineînțeles! Păi dar totul e anormal. Nu vezi că presa asta care trebuia să fie normală și care să protejeze cetățeanul e anormală și tocmai sunt folosite toate organismele main astea tocmai ca să întrețină frica, spaima și să inducă cetățenilor că ele sunt alea care au dreptate și care sunt nu știu cum. Deci există o știre care mi-a sărit în ochi, cred că acum vreo lună de zile, în Norvegia, o actriță a făcut următoarea declarație publică și anume că bărbații nu pot fi lesbiene. Și acum da. Este pusă în situația că s-ar putea să primească o condamnare de 3 ani de închisoare. Da, da, am văzut și știrea, da. În condițiile în care, na, în același timp, în contrabalanță, l-ai pe Tate, care vine cu deci un discurs... Deci tu te gândești că în momentul de față, pe frontul ăsta deschis între ei contra noi, pentru că de fapt, la asta, așa pare. Așa pare. La asta se reduce treaba. Ei contra noi, da? Deci e folosit politicul, economicul, dar pe locul 2 s-a constatat că e presa. Adică fără presă nu puteai face nimic din toate lucrurile astea. Ori până acest segment, că acum să mă întorc, Tate este mănușă. Deci vine mănușă, pentru că prin Tate se recâștigă o credibilitate pierdută a presei main. Înțelegi? Deci presa main din Statele Unite din toate fazele astea
întreține subiectul cu tei, preia informații din România, din dosar, date din dosar, îl duc nu știu ce. Și ai văzut că ei se feresc din potrivă de părțile lui antiglobaliste sau nu știu ce, dar îl prezintă cu părțile romantice, după aceea cu părțile siropoase, după aceea cu problemele vieții lui și ale lui frasul și cu nu știu ce și cu divorțul lui maică-sa și cu moartea tatălui și cu nu știu ce sau ce a făcut. Intră la după aia partea sportivă, mare luptător la MMA, un fel de Bruce Lee care vine nu știu ce face. După aia ți se prezintă latura de succes financiară, mașini, case, avioane. Deci omul ăsta la un moment dat a spus, jur că aia mi-a plăcut, a spus o chestie, încercând să-l bage în corzi, l-au întrebat, sunt bărbații mai inteligenți decât femeile? Și el a spus următorul lucru, zice, ai așa o buclă, da? Într-o parte ai cei mai inteligenți oameni, în cealaltă parte ai cei mai proști oameni, știi? Și de o parte și de alta sunt bărbați, la mijloc sunt femeile. Băi, da. Tipul ăsta de declarații, îți dai seama că n-a făcut decât să ia foc toată zona asta isterică, progresistă, că știa și foarte isterici. Da, mă, el nu poate să nege asta. Deci omul are calități clare, adică nu e un om care așa lua pumnul în cap de la MMA și... E unul, adică închipuieți, adică nu vreau să dau nume acum, că nu vreau să, mai ales dintre ăștia, dintre românii, din MMA, dar gândește-te la aia ce ar vorbi aia sau nu știu ce să fac. Și omul, într-adevăr, deci dacă e să, pe subiectul ăsta, eu cred că în afară și tot o să... Fii atent, el i-a dus la popularitate și la sistem, fii atent, e aproape către Elon Musk, înțelegi? Deși diferența de bani e imensă, ăla e super miliardar, iar ăsta în total... Ca avere particulară, frații tăi, zic vreo 30 de milioane, de ceea ce e imens. El a spus că mai are un pic și face miliardul în lire sterline, că nu l-a făcut când da, mă, dar așa spun, a spus el acum. Îți spun ce nu se speculează. Ceea ce e spus ăștia oficial, e spus că averea fraților Tate derulată prin afacerile astea de tip chat plus, în special alea de, cu abonamente, averile lor personale sunt undeva la 30 de milioane de dolari. Că face miliardul, că nu face. Important este că din punct de vedere al popularității, Tate e împins în față către un Elon Musk, Bezos în zona asta. Adică, care fii atent, Musk cu Bezos n-au povești așa de... Și să știi că Musk era nici nu mare vorbitor, că eu l-am văzut de câteva ori discutând inclusiv despre inteligența artificială, unde l-a spus că anul ăsta, în 6 luni, reușește marea conexiune la Neuralink ăla, că cu toate alea și cu tot și că o să fie o lovitură, ce o să facă el asta. Sunt foarte curios ce o să fie. Că ți-am zis că se merge anul ăsta spre inteligența artificială și mai ales către transumanism, către legarea omului la computer. Știu, el vorbea de oamenii paralizați și anume că oamenilor paralizați le pui în cutia craniană un chip care dă impulsuri electrice unde corpul nu mai dă și atunci șansele să-ți revizi destul de mari. Da, și aici sunt foarte multe. Ceea ce sună frumos și romantic. Și Deocamdată s-a reușit prin cablaj, prin fire, nu știu cum, și porți aparatură. Acum e o evoluție în care mă spune că se ajunge la totul wireless, adică practic e un fel de placă metalică care leagă niște chipuri cu rețeaua neuronală și mai tare este că acele procesoare sunt neuronale, adică fii atent, sunt cu celule adică cu neuroni, care sunt pe structuri neuronale și produse nu știu cum. Adică e o chestie relativ biologică. Trăim în viitor. Ideea transumanistă în care, odată cu separarea conștiinței, adică dacă se poate demonstra că conștiința e digitalizabilă, atunci poate să fie și upload-ul în care tu îți poți ablada conștiința într-un spațiu virtual de tip metavers și în care... Rămâne nemuritor, da. Devine nemuritor. Deci sunt discuțiile astea, dar anul ăsta ce cred eu să se meargă puternic pe inteligența artificială, pe digitalizare, pe tot, o să se facă și primele de-astea declarații cu transumanismul, cu toate astea. Ei se pare că sunt destul de în urmă cu agenda aia lor 2030, cu agenda globală, pentru că nu se așteptau totuși la reacții atât de puternice venite dinspre populație, vorbesc de partea de underground, dar cea mai tare chestie este că nici ei nu s-au înțeles până la urmă, nu e într-o înțelegere și o armonie completă, pentru că pe partea americană, dacă vrei să o iei, adică pe latura asta anglo-americano, deci bătrânul continent cu noul continent, partea bogată a planetei, a elitelor,
Cele două curente care se văd foarte clar sunt la unipolar, adică cei care doresc și latura vizibilă de tip Soros, adică Biden, Soros, echipa asta care apare la vedere și în care se dorește ca America să rămână în continuare stăpâna lumii, să fie o unipolaritate, restul trebuie să dispară și asta se poate face printr-un război, printr-o alte chestii, deci nu intru în amănunte. Și tot în grupul lor este latura multipolară, adică care spune, domne, că nu mai putem trăi în viitor dacă nu avem multipolaritatea, dacă nu există cele patru mari structuri de forță, Rusia, China, Statele Unite, Marea Britanie, să stea la masa lumii și între astea să aibă loc, adică să se facă niște structuri pe vechile colonii care erau britanice, toți, iar pe fostele colonii spaniole să intre acum în stăpânirea Statelor Unite, cum ar fi cam asta, să fie împărțirea lumii. China și cu Rusia să fie pe de-o parte și cu o subsidiare în India. Medvedev a făcut niște părți de genul ăsta. Niște deci, deci se vede că blocurile astea două, adică blocul multipolar cu blocul. Da, deci înțelegerea pe plan global este între partea multipolară veche, a teoriei veche a Occidentului, împreună cu Rusia, China și cu ce merg acolo, da, e o înțelegere deplină și înțelegerea asta exista inițial pe vremea pandemiei. De-aia, pe vremea pandemiei, 194 de guverne au fost total de acord, au implementat tot, deci n-a venit niciunul, nici măcar Rusia, China, cineva, nu s-au pus. Deci, ce s-au înțeles inițial pe multipolaritate a fost ok. Numai că la un moment dat s-au rupt din toată multipolaritatea asta, care și ca exponent era anterior Trump, s-a rupt odată cu Biden, cu tot curentul care a zis, nu, nene, să rămână în continuare, că Statele Unite au forță să... Statele Unite cu latura, evident, britanico și europeană, adică Bruxelles, Londra, AXA, Bruxelles, Londra, Washington, Canada, cu tot să rămână pe zona unipolară, să recunoască Statele Unite ca singura putere, de fapt cu entitățile de forță economice care sunt în spate, adică vechile familii cu vechile elite care nu vor să împartă lumea cu alte elite care sunt pe partea alta planetei, cu China, cu Rusia și cu India și cu toate alea. Și atunci, din lupta asta internă, care a apărut evident și care a fost declarativ fix anul trecut la Davos, deci înainte de război, și războiul a fost imediat pasul următor, pentru că la Davos, dacă ți-au ce aminte, a vorbit și Putin, au vorbit și ăia, deci a fost teleconferință, că era în plină coronavirus. Și era o mare așa și s-a vorbit că să nu fie o chestie războinică, să se dorească pacea, să fie nu știu ce. Și acolo au fost două structuri, adică a fost prima dată a apărut Soros și cu editorialul pe care l-a dat, în care a apărut clar că trebuie să rămână o chestie unipolară și să fie războiul cu Ucraina, să fie totul acolo și Putin și cu Xi trebuie să dispară și să fie dat jos. Și a apărut curentul din discursul lui Kissinger, care Kissinger a venit și a spus că trebuie căutată pacea, că Rusia, că Ucraina cu Rusia, să da. Teritoriile, că să se reconstruiască. Asta a fost la începutul războiului. Exact, și că să fie tot. Deci acolo a fost prima dată declarativ că ăștia nu s-au mai înțeles. Adică și că tot ce a fost până atunci știut, acea armonie patrulaterul ăsta care exista s-a spart și că a rămas o patrulater, dar o mare opoziție pe partea asta. Din păcate, pentru toată zona asta, partea unipolară deține și forța militară, deține forța economică a Occidentului, în detrimentul părții multipolare care era în înțelegerea anterioară. Și noi, de fapt, acum asistăm la o repoziționare. Nu numai repoziționare, dar o luptă internă între cele două mari blocuri. Vedem care o să câștige. Am început cu Metallica, vreau să închid cu Metallica. Voiam să mai spun ceva care mi s-a părut. Să mă pui să cânt. Hilar amuzant, încă nu. Știu când a venit... Hai să nu zic ultima oară, cea mai recentă cântare, ce chitară ai? Uite! Îți urăsc piesa asta, fac urticarea dacă mai aud. Dar ce chitară? E o acustică, ce acustică e? Hai că te las! Ce m-a amuzat? Ce m-a amuzat la Metallica? Vorbeam acum de Black Album și am vrut să-ți arăt că asta am zis, dacă tot vin în Metallica să nu mă pui să cânt. Ce chitară e? Asta o chitară clasică. Copiii mei cântă puternic la chitară. Sunt știu și rocker. Fina, și de-aia tocmai de-aia te întreb, că-s cumva de specialitate mai nou.
Și bine, trebuie mers să-i cumpăr o acustică. La nivelul la care trăiesc din asta, adică ai meu studiouri, sunt de pildă, dacă nu-i secret pentru nimeni, eu am fost cu trupa care a fost la Vocea României, de pildă, da, din spate, prestează în diverse chestii de astea, ambii băieții mei sunt chitariști, sunt foarte buni în domeniu. Eu am avut cândva o trupă. Știu ce spui, am văzut și eu am avut o trupă la 15 ani, mi-e și rușine să spun. Da, și deci ai mei sunt foarte buni din punctul ăsta de vedere, chiar cred că sunt printre cei mai buni din generația lor la treaba asta. Asta e o chitară clasică, e una dintre băieții mei, a lăsat-o pe aici, la care mă mai distrez eu din când în când așa. Mai știi și altceva în afară de Nothing? Bineînțeles, dacă vrei ne apucăm de treabă. Deci. Ce m-a amuzat la Metallica când a venit ultima oară să cânte aici este că s-a asociat cu... Nu vreau să pun gaz pe foc cu problema noastră cu Austria mai nou, da. Dar m-a amuzat că s-a asociat cumva BCR-ul cu imaginea brandului Metallica și era Georgica de la BCR care se făcea rost de bilete și pe toate astea de la BCR, promoționale, le găseai că aici găsești bilete de la Metallica și că te rezolvă George. Băi, și mi-am pus și eu această întrebare. Când se asociază două branduri, zic, băi, vreau și eu un singur nume de piesă sau un singur nume de album de la Metallica care se potrivească cu politica BCR-ului. Da. Nu, dar cu politica OMV-ului, cu politica OMV-ului am eu. E Fuel. Aici ce-i putea? Enter Sandman, Nothing Else Matters, Master of Puppets, Injustice for All. Hey, Master of Puppets merge cu asta, cu globalismul merge. E cu... Da. Băi, foarte mulțumesc, mai facem. Mai facem și eu îți mulțumesc. Iar, uite, am zis că stăm o oră și am stat încă o oră. Da, mai avem puțin și facem 3 ore, că am început la 5 jumate parte. Da. Dacă o să-l facem și în engleză, o să vă intrăm și pe piața americană, că e nevoie și acolo. Ok. La mulți ani? La mulți ani și la toată lumea, numai bine. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.